Adică fac două live-uri în același timp, ești nebun la cap. Adică sunt live acum. Bă, eu am două live-uri pornite odată, ce e asta? Alo? YouTube? Da, eu am două live-uri. Na, bun, nu-i nicio problemă, avem două live-uri pornite. Asta am trei să o văd. Și văd că mi-a pus thumbnail-ul cu banner-ul de la YouTube. Pentru un motiv sau altul. Sper că am scăpat de delay. Dacă nu, n-am ce să fac, asta e. Live-ul ăsta trebuie să mergem. Așa. Mergem aici la setări. Punem, să mă edit un pic, personalizare și punem abonat și punem un minut. Salvează. Așa. Asta merge, totul merge, dacă nu, fie sănătos. Bine, mă, gata. Hai să jucăm carduri. Prinde regele. Am 19 carduri. O secundă. Gata. O să pun aici în chat, stelul de la Discord. Cine vrea să intre. Te pun pin în cea, dacă și-și putea. Unde e? Zoom in, refresh back. Nu știu cine ne-a pus chestia aia în, cum îi zice, inima aia acolo pe cea, dar trebuie să scoată YouTube-ul neapărat. E enervantă, nu poți să dai pin la absolut nimic. Reset curent, ce, n-am ce să-i fac. Nici dacă-l fac mai mare. Ba, stai că pot să-l pun. Fixează mesajul. Gata. L-am fixat. Eu primesc notificările de la live-ul meu. Vă mulțumesc YouTube. Dăm cu 5 carduri. Bă, da, ideea e că voi nu vedeți. Aia e problema, așa că o secundă. Mut eu chestiile de paci. Ca să vă arăt și vouă cum se joacă jocul ăsta mirobolant. Acum trebuie să... nu ăsta... trebuie să vă pun și... scena. Display, monitor... așa, să vedeți ce voi. Nu se mai vede facecam acum. Rezolvăm imediat. Gata. Bun. Stați că nu mai știu ce am aici. Ăsta e aici. Ăsta e din coace. Ăsta nu trebuia să vadă. Faptul ăsta trebuia să vadă. Bun. Deci, cardurile astea se joacă în felul următor. Pentru cine e curios, eu aplic tactica asta. Pentru că mi se pare mult mai eficientă. Cu unul dau un colț și pe chestia asta, pe site-ul ăsta unde vedeți, eu notez fără 5 în jur. Când e 5 în jur pe aici, fiecare găsuț o să lumineze albastru. De exemplu, uitați, vedeți aici este 5 pe lângă, ia pe site notez 2, numărul 2, că acolo a fost 2, și dau 5 pe lângă. Eu trebuie să găsesc 5-ul. De exemplu, iarăși, în colț 1, unul cu nimic, deci nu avem niciun 5 pe lângă. Și dau cu ultimul colț, avem 4 fără 5 pe lângă. Bun.
Acum încep să caut numere 2, deci nu am niciun 5 pe lângă. Problema e că trebuie să caut K-ul. Aici am 3 cu 5 pe lângă, deci undeva pe aici ar fi 5-ul. Dau jos 1 cu 5 pe lângă, deci 1 cu 5 pe lângă, deci automat 5-ul e aici. Pentru că aici în părțile dreapta și stânga nu am niciun 5. Așa că le-am găsit. Am găsit un 5. Acum problema e că trebuie să caut și K-ul. K-ul neștiind unde îi. Ai problemă, o să dau aici 2, deci aici am 2. Deci aici sigur am 5 cu 5. 1 cu 5, aici 1 cu 5 pe lângă și înseamnă că ori sus, ori jos e 5. O să dau aici 1 cu 5. Aici am 5, pentru că am selectat căsuța asta, am pus numărul 1 aici și atunci acum am făcut în jur cam 5. Poate fi și de sus și de jos. Sper că acolo e 5. Ideea e că caut nu știu unde e K-ul. K, unde poate fi K? Acum e problema că punctele astea mari contează foarte mult. Da, ia trebuie să încep să... Sus în colț, am zis că avem 2, putem să luăm 2-ul ăsta. Te uiți pe, tot timpul pe site, ca să notezi cărțile. Aici? 2, deci aici avem 2. Dăm pe lângă 4, am dat de 4, ok. Problema e că acum am 4. Eu acum cu 4 trebuie să iau restul de cărți, dar n-am găsit capa. E o problemă. Aici am zis că avem 4, nu... Aveți grijă să nu dați cu același număr în același număr, că vă ia punctul. În mijloc avem un 3. Pe margine avem un 2. Sus, aici nu știu ce avem, sper să n-am 4. 3. Ok, am dat de 3. Bun, deci ar fi 3, 1, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 1, puse. Aici avem un 2. Un 1, acolo avem un 4 aici. Am dat cu 4 în 4, exact ceea ce ziceam. Așa, acum cu 5 normal ar fi trebuit să luați numerele astea mari. Dar neavând capa, asta e problema. În caz de nu ai unde să pui numărul, îl dai 5 pe 5. Au fost 5 pe lângă. Sau? Nu. E ok, e silver. Deci acum ar fi șansă. Aici avem 4, deci rândul ăsta pică. Din coace avem liber. Stați așa, deci aici avem liber. Vă merem la noroc. Aici. Am dat cu 5 în 5, cu capa în 5. Uite unde era capa. Bă, făcurăm 5 argintii. E ok. Mai bine decât bronz. Hai să mai jucăm. Hai că mai avem. Mai avem aici încă 14 seturi. Între timp se mai face 1. Deci aplic aceeași tactică. 2, 4 cu 5, 1 cu nimic, stai așa că ăsta nu l-am selectat. Câte conturi lași pe auto? Momentan doar unul am. Încă nu am mai multe, dar o să punem acum. Aici 2 cu nimic, deci aici e liber. 2, aici 1 e liber. Mamă, să vezi că am prins tot 5-ul ăla în... Deci avem 4, deci aici... Nu-i niciunul pe lângă. Deci fiți atenți că am prins aia 5. Deci dacă aia 3 de 5 sus în colț. Ia să... Va ieși bine. 4 cu 5. Da, mă așteptam. Bă, capa unde oare? 3 cu 5 round. Bun. 1. Aici e un 5. Clar că aici am pus 1 și mi-a dat. Deci aici am un 5. Avem 3. O să luăm numerele astea mici, 2-ul ăsta. Eu o să iau și 2-ul ăsta de sus. Mai avem 2 pe undeva? Nu cred. Acolo avem 4. Aici avem 3 și am dat cu 3 în 3. Da. Iar nu găsesc capul de la început. Numai cu 4 în 4 să nu dau. Aia mi-e tot norocul acum. Aici avem un 3. 1. 2. Sper să nu fi 4. Ha, și-a fost 4.
Noi, bai. Putem să luăm celelalte rânduri. Aici am dat cu 5 un capa. Bă, cum, bă, care erau șansele? Bronz, hai, bronz. Uite unde erau 5. Mamă, deci oricum l-aș fi pus, o fost aia, că mi l-a dat pe mijloc. Astea de bronz le deschid, că mai îmi dă câte un card. Reset. 1, 3 fără 5. Jos în colț, 3 cu 5. Jos în colț, 3 cu 5. Aici, 4 liber. 4 cu 5 aici. O să-l pun aici. 2. Bun, deci aici nu am 5. Bun. 3 cu 5 pe lângă. Deci aici sus. Deci aici sus avem un 5. Pune-l aici. 4. Super. În mijloc am dat? Nu. Dar în mijloc n-am rost să dau? 1. 1. 3. Opa, aici n-avem 5. Deci, ăștia 2 sunt aici și ăsta aici jos undeva. Ce avem aici? Nu avem nimic. Așa că îl pun aici. 2 cu 5. Uh-huh. Deci 5-ul e aici. Deci aici e 5-ul, sigur. Pentru că am pus și aici carte jos și aici sus. Deci clar 5-ul e aici. Problema e că iar am găsit capa-ul de la început. Ia să luăm restul de carduri. Că avem carduri de luat. 4, 1, 3. O să am un 3 aici în colț și o să am 4, 4. Ar mai fi 2 de 4 care nu știu pe unde sunt. Să sperăm că... Iau ăsta de jos. Acum mergem cu norocul. Mergem cu norocul, să sperăm că nu dăm de un al 4 sau de capa. 1, bine. 5 și 4 am aici, 5 și 4. 1, bun. 1, bine. Deci aici avem 4, 4, astea 2. Ia, bine. Mă așteptam. Hai să iau cu restul de cărți numerele astea. Cinciul ăsta din colț trebuie să-l iau, că altul nu am. Și acum... 2 de 5 avem sus, aici avem un 4, aici avem un 4, aici e capa. Fiți atenți. Ce v-am zis? Gata, s-a făcut aur. S-a făcut aur, 5 aurii. Vedeți, de asta e bine să vă notați toate astea, pentru că așa vă puteți da seama unde aveți capa. Și cred că mai avem o tură de cărți, da. Jucăm încă de 5 seturi ca să nu stau să... Nu stau să lungesc cu jocul ăsta, că mișto eventul, numai că dacă nici nu prinzi cărțile cum trebuie. 2 fără 5. 4 fără 5. 4 fără 5. Mamă, bă, dar deci dacă și aici ai 4, nu te cred. Deci pe linie am prins. Pe linie. 1 cu 5. Da, știu că e 1 5 round. Aici avem 2 fără 5. Ok. Deci automat un 5 aici. Aici în căsuța asta. Și mai este 2 sus acolo. Sau nu e acolo. Deci aici sus undeva și aici. Mm-hmm. Cred că asta o fi cam bronz. Presimt așa. O fi un mic bronz ăsta. Iau ăsta de sus. În rest nu mai știu ce pot să iau. O să încep să iau cărțile așa la rând. Dacă dau un 4, Doamne ajută. Dacă nu, Doamne ajută din nou. Luăm 2 ăsta de sus din colț.
Mai zic ceva. Mai zic ceva. Deci nu avem 5 pe linia asta, așa că putem să luăm linia asta liniștiți în sus. Numai în caz de nu dăm în capa. Acest sper să nu. Da, n-am unde. Nu știu unde nici. Pinciu. 5 rows cu 5 around. 1. Aici ai. Nu e acolo. S-a dus. Și cap al dăm la limba reală. În mijloc e. Nu e mijloc. Aia e. Uite unde a fost sus. Aia. Deci am prezis că pe acolo. Da, asta e. Ultimele 5 bronz. Avem? Avem, n-avem. Mergem map 1. Amă, să iete. Mergem map 1, ne mutăm pe Sura. Și vedem ce facem. Avem ceva bănuți. Cred că mai avem, nici nu mai știu ce am făcut, ok. Aici avem 200 de coruri care o să le și deschidem. Rest ce mai pun? Mănușa s-o dau jos. Nu treacă timpul. Ăsta trebuie să-l pun. Shark fac costumul aură. Talismanul rămâne aici. Manny rămâne aici. Cuferele mă să le pun. E blesurile astea. Bun. Ne mutăm pe Sura. Ce ai făcut? Am dat primul live și am închis live-ul ce om. Bă, am avut delay pe live și l-am închis și am zis că le pornesc din nou. De aia. Ți-am dat și tacul pe Discord că ți-am zis că joc cardurile. Le-am jucat. Dacă vrei să te uiți, stai live-ul mai spate și l-am explicat. Dislike. Asta e, frate, mai pățești. Mai pățești. Acum nu le poți avea pe toate. Hai că avem și 200 de coruri de deschis. Dislike report. Bine, frate, dăm report la live pentru nimic. Hai că uite, am făcut 5 aurii, 5 din 20 de seturi, 10 au fost bronz. Ei, na, 5 aurii și 5 din astea. Bă, dar de ce? Ah, am atașamente pe poștă. Bine, asta cred că sunt eu ce mi le-am trimis. De pe conturile de cioburi. Primește tot. Da, astea de pe conturile de cioburi. 7 blesuri. Cărți, tăiș, reflecție. Dă să deschidem astea. Asta e în primul, in LTP. 2 Yang, 3 Yang, 4 Lumină, 5 Vrăjește. Bun. Și astea aurii. Avem licoare atac. Bles cu B. Hai mă. Piatra fierarului, bun, avem un manual. Arfitici și SS-ul. Mamă, dar SS-ul ăsta. SS-ul ăla e forță. Vrei să te mint? SS-ul ăla e forță. Asta e în ce investim. Mai încercăm o curea cu mob? Mai încercăm o curea cu mob? Nu cred că aș mai încerca o curea cu mob. La ultima curea. Bun, hai să fac un manual ca să știu că l-am făcut. Manual fierar, da, nu știu ce. Bun. Ăsta e nenegociabil din câte știu eu. Nu se poate negocia, așa că o să-l folosim noi pentru zile negre. Poate dă un plus în pumnale la Zodiac cândva vreodată și... O fi. Bun, hai să... Încercăm să facem... chestia asta, vârtej dragonul ăsta. Sura, abilitate, am zis cartă abilității, că nu sunt cărți. Uite, 5-5 de K. Magazinul este în pregătire. Bă, ce om. Asta-i dă mesaj. Ale, E, S, S, A, cu D, S sau 3. Shop, status. A, Ale, E, S, S, A, nu știu. Top. Na, ok, noi online. Na, să fii sănătos atunci.
Nu știu, nu sunt cărți. Nu găsesc cărți. Lovitură, foc, foc, foc. Foc, apă. Fer, lovitură. Așa am stat și m-am uitat pe sticlă toate zilele astea și am cumpărat toate cărțile care au fost. Le-am dus la un moment dat deja la 1.500.000. Nu sunt, deci fiți atenți că nu sunt, iară, nu sunt cărți. Era spirit, spirit, flacără. Mamă, un vârtej dragon, ceva. Nu este, mă. Deja la 1.000.000, nu sunt. Sunt la 1.000.000? Le iau și pe la 1.000.000, nu e nicio problemă. Ce să fie, bă, că nu este nimic. Deja aici suntem la alte cărți. Ia, mă, no. Deci nu avem. Nici acum. Bă, și... Am intrat așa, mai cumpărat, dar nu... Nu sunt. Hai să facem o altă chestie. Avem vrăjeștele la cu B. Avem colierul ăsta care mă supără de atâta timp și nu prinde critică. Așa că hai cu critica aia, mă, odată. Hai, mă. Critică. Dar ce critică? 6-6, un KPV. Nu vrea, mă. Că n-am băgat la el și am băgat și... Nu vrea, mă. Nu vrea. Avem o fasole. Bă, n-aveți cărți. N-aveți cărți de sura, lovitură, deget. Vârtej, dragon, vă dau 1.000.000 bucata. Bă, bune. Că mai întrebă încă 4 cărți, 5 sau 4 cărți, nu mai știu exact, și fac geo. Mai avem ceva EXO. Dar pe distribuire nu cred că avem citite sau ceva. Bar n-am. O magazin premium de 6 ore. O fermecată. De unde am fermecată asta, mă? Lună de foc, scoate și pe asta. Am papuși de foc pentru set 3 și am dat un schimb și-o picat 20 XP bonus, în rest goi, te las așa. Bă, dacă au focul ăla reziști, nicio problemă. Deci numai să fie plus 9, să ai rezistența aia, foc reziști. Pero nu joci, suntem Pero, ăsta e oficialul. Ăsta e Metin 2, ro. Sau dacă te referi pe România, nu, nu jucăm pe România. Sunt doar pe Poli. Bine, am și contul pe țară românească, dar nu îl mai folosesc. Mi-am zis că da la giveaway alea. Rubinul ăla și, na, mai durează până se activează extragerea. Că am zis, 2 săptămâni durează, 2 săptămâni rămân secțiunea de comentarii rămâne pornită și atunci după o să, gen pe serul România, nu, nu, pe serul România nu jucăm. Astea am niște chei chelpi, câte cheile 3.5. Acum a început, cum îi zice, vende de pescuit. Da, să schimb un von, că și așa n-am bani. Carte însoțitor, hai bă, cu o fibră carbon. Element filare. Mi-am scos banii? Nici nu știu. Cheie chelpi. Ia să mai luăm ultima cheie, că mai avem un cufăr. Dacă prindem un cufăr carte însoțitor, adalea nu sunt negociabile, hai că prind așa ceva. De un vis se prind așa ceva. Bă, avem 200 de coruri acolo, hai să dăm în ele. Nu? Zic și eu. Să dăm în corurile alea. Nu știu dacă am bani pe contul de 35. Asta e dacă avem ceva young. Vedem dacă avem ceva young. Avem 6 caca. Bă, e ok. Cred că ne ajunge. Avem la coruri 200 de coruri. Ce mai avem pe aici? Ce am făcut de la misiunea zilnică. Ăsta ce îmi dă? Jad brut. Bine. Astea din alea de la misiune zilnică. Acum dăm cu 200 de coruri. Dar hai mă pună de fapt. Nu, nu dau aici în bazar, că bazarul ăsta e păcătos. Că toată lumea dă aici, că pac l-o cumpărat și pac l-o dat la plus. Nu se face, mă. Așa ceva nu se face. Deschidem acolo corurile la alchimist, că n-am chef să le văd aici pe jos cum să pierd. Poate să mă întorc după ele. Bun, îi dăm cu corurile, zic și eu. Se împică pe jos. Aia zic, uite-le. Bă, dar prea multe, bă. Prea multe.
Hai că ai cu rubinele, hai cu la rubine avem nor, avem loc. La jad văd că avem ceva loc. Diamantul iar văd că se umple. Bine, nu mă aștept să fac cine știe ce, mă aștept să fac cu Mythic Bullet. Îl iau eu la 25. Unde văd că e la 30 ăla? Nu? Ce mai avem pe aici? Safirul, mă, și Safirul s-a umplut. Dar văd că Rubine și Onyx nu prea au vrut să dea. Cam... Gârcit a jocul ăsta. Bă, dar nu mai ușor, mă, ce e asta? Bun, mai dăm un pic în ele. Ca să ne facem un pic de loc. Mamă, da, mamă. 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 Mamă, dar s-a dat. S-a dat în... Aș vrea să fac și eu niște conturi de core, mă gândesc că în DT e cel mai bine. Bă, da, cel puțin pe poli eu în DT le fac. Că merge repede, mă, le-am făcut la nivel 61. Și numai repede mă teleportez acolo. Știu că dacă e cineva, sparg metinul și urc la următorul etaj ca să nu am... Ca să nu am alte probleme cu alți playeri. Atunci stau liniștit acolo, știu că nu se poate băga nimeni peste mine. Hai mă, ce cu eșorile astea, mă? Eu înțeleg că-s 200 de coruri. Măcar dăm banii pe Manti. Hai să mai dăm un pic la joat să facem un pic de loc. Safir, avem loc. Granatul, mai dăm aici câteva. Onyx, de la Onyx mai dăm un pic. Așa, rubin, nu mai dăm câteva la rubin. Bun, gata. Deschidem și restul de coruri. Bun. Asta ar fost 250 de coruri, ceva de genul. Bar nu am. Hai să începem să și dăm în el acum. Dacă ar și merge. Bun, avem tăiate destule. Am numai două tăiate avem la rubine. Dau pe contul ăsta de 35 pentru că eu am deja rare aici. Și cât vampiri și întuneric ai nevoie? Mă, ideea e că vampiri, eu cred că am undeva pe la 20 și ceva vampiri, dar compensează talismanul întunecat, că am eu plus 4 cu 20 întuneric. Da, la mine compensează talismanul. Bine, am și iteme full săgeți, adică am colier cu săgeți, am papucii cu săgeți, armura nu-i cu săgeți, în rest full apărare. Bă, cred că nu ne ajunge iangul ăsta și o să trebuie să mai transfer eu niște bani. Să văd. Bun, aici a terminat. Hai cu joadă, cu safirul. Safirul ăsta e demențial. Nu știu dacă putem face mitic. Dar dacă rămânem așa, pe jumii-juma, mergem în bazar și băgăm toți banii iar în alchimie. N-am mai luat eu gaură de alchimie până acum. Safirul ăla e perfect. Cât m-am chinuit eu să-l fac perfect și l-am vândut. Cum o mâncat zilele. Bă, ce-s cu eșorile astea, mă? Mai multe eșori decât reușiri. Păi mișto. Dă un reloc. Nu mai dau. Am schimbat CH-ul, eram pe 1. Trebuie să meargă. Hai cum. Hai mă, reușit. Hai du-te în pui mei. Bun, schimb acum. O să plângi că nu mă ascolți. Bine mă, dau un reloc, fiate. Dar mă duc, intru pe Sura. Îmi trimit bani prin poștă că nu am deloc. N-avem deloc kinguț. Bine, cred că am și pe ninja. Sint, trimitem la Sint, băgăm aici, eu nu știu, 9 milioane, că atât e maxim. Bine că în negoț acum poți să pui 100 de milioane, dar în poștă tot 10 milioane poți să pui. Asta o ieșuat, cât am la conducere? 16 puncte. Am un nou razador aici, am zis că o să-l dau și pe ăsta. CH40, na bine, merge pe CH4. Deci dacă CH4 nu merge, tu ești de vină. Ca să știi.
Nu! Aoleo! Lasem pe sura înapoi. Hai pe răzbani, deci CH4. Îți dau un yang să nu fii, să nu fii piadă. Mai bine îmi dai un von. Deci să-mi dai un yang. Cine e ăla? Nu știu. Bă, sper că ajung 10 milioane. Avem ceva. Robinul Igerl pe tăiate, safirul la fel, granatul. Bă, la granata, da, am dat. Diamantul merge bine. Dau o mură în uretu. Ena și tu acum. Primește tot. Avem. Avem ceva bănuți. Avem ceva bănuți. Hai să... să dăm. Începem. Cu ce începem? Ce are asta pe coif ăsta? Da, unii mai mici, 15 foc, n-are nimic. Cu ce începem? Începem cu Onyx-ul, că mi se pare mai slab. A zis că încep cu Onyx-ul? Ai zis să intru pe CH4? Pe CH4 ai zis să intru. Hm? Ai zis să intru pe CH4? Nu este seara lor. Ena, tu ești de vină cu CH-ul tău. Pe 2 merge. Deci fii atent că pe 2 merge. Deci fii atent. Nu face mitica aia clar. Că n-avem destule. Dar dacă îmi scoate măcar niște... De pe ce ai zis că ai 2. Nu știu, nu s-a acum, nu știu unde-s. Bă, ascund și ele, faci. Bun, Onyx-ul. Antic. Ok. Bun, deci am făcut Antic-ul. Începem cu granatul ăsta. Mai distract o să fie, să fac 20 de seturi în DT. Să te referi la 20 de coruri pe zi, eu fac... de pe toate caracterele de 61. Uite bă, că pe același 2 merge. E mai ok. Eșuat. Reușit. Astea două reușit. Aia zic. Hai. Jadul ăsta. Bă, ce bine a mers la jad. Două eșori. Mamă. Antice nu cred că am. Nu, nici legendare, mitice, nici atât nu am. Rubinul ăsta, bă. Nu pot să mă plâng că mers bine, dar să meargă și la... legendar antic, nu mai știu ce-i, antic. Aici avem eșuat, reușit, eșuat... shot și reușit. Bine. Bă, hai că avem. Bun, închidem fereastra, o deschidem din nou. Bă, nu știu dacă pot să citesc numele. Cred că așa mi-e un pic că mă închide YouTube-ul ăștia că n-am loc că rostesc numele, dar nu cred că are treabă. Stalin, gândește că eu fac fac corurile pe toate caracterele. Bine, am misiunea de 68, adică de 55, de la nivel 55. Misiunea zilnică și mai am și corurile, ce-i cu ăsta? Sper că nu vine. Așa ziceam și eu. Da, bun. Îți arăt imediat. A, vii tu. Asta cred că nu știe ce vrea să facă. Ia stai așa. Vrea să bată, n-a stai așa că îți arăt eu. Level mic. Ai level cât 35 avea. Stai așa. Te mâncă. Te mâncă, mă, băiatule. Ia zi, cu ce ți-am greșit eu ție, domnule 35. Ia zi, cu ce ți-am greșit? Nu înțeleg ce zice. Ha? Ia zic, cu ce ți-am greșit? Ce te înjură? Să mă înjură, dai, nu mai pot eu. Bă, văd că-l mănâncă. N-am minerii din ăla de limbi.
Gen, da, dădeam liniștit acolo în coruri. Dă-i că merită, lasă-l acolo. Bine frate, și ție. Așa-i treaba, da, că n-are ce face. Nu putea sta și el liniștit acolo. Așa, pleacă. 39 avea. Dar nu știu ce face aici aricat. Domnul să-și cumpere licor, că-s mai scumpe. Bun, revenim la rarele noastre. Asem, antic. Antic, bine. Safirul, eșuat. Antic și hai cu anticul. Antic, eșuat, ok. Jadul ăsta, hai să-i primul antic. Nu, no. Le luăm din partea altă. Eșuat. Reușit. Reușit. Eșuat și ultimul reușit. Eșuat. Hai să-i antic. Bine, un antic. Hai, încă un antic. Bine. Și așa al treilea antic. Deci dacă iasă al treilea antic. Trei, șase, nouă, voni, 10, 11, 12, 15. Suntem bogați, bă. Suntem bogați. Hai să-i diamant. Eșuat. Reușit. Reușit. Eșuat. Și ai cu ultimul antic. Eșuat. Bă, vezi că e bine. Vezi că e bine. Două diamante, trei rubine, două jaduri, un din ăsta albastru safir, două granate și un onyx. Eu zic că am scos bine. Eu zic că am scos foarte bine. Bă, vezi că e chiar e bine. Bă, nu știu, aș da la legendar, mă, dar nu îl dau. Bine, dacă ia să ai o nouă von, nu se merită, mai bine vând. E trei von, 4-5 ceva de genul, nici nu știu. O să le țin, mă, și să mai dăm în ele. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac dacă să dau în ele sau nu. Nu m-aș risca. Mai fost și după dă în ele. Vă zic, cred că le ținem pe astea. Bine, adevărul că în granatul ăsta aș da în legendar. Mai fac un stack de 200. Nu că mai fac un stack de 200, că... Mă duc acum și mai fac. Merg acum și mai facem coruri, că mai am la făcut de coruri foarte multe. Bine, ar trebui să fac și misiunea de pe... de pe sura, că și de aici mai am încă 5. Pe sura nu le-am făcut și mai am 6 din, din Redux. Stalin, că ziceam că uite de pe câte conturi fac eu alchimie, adică conturi, caractere. Deci, ca să te gândești, am aici... Fac de pe toate, inclusiv de pe ăsta de 35, de pe toate, toate. Deci asta e prima pagină. După aia vine a doua pagină, a treia pagină, ultima pagină. Bine, numai de pe ăsta nu fac, de pe sura asta de level 1, că ăsta e dus de pe temporar, n-are nimic efectiv, e gol. E gol. Are, na, un cufăr de bijuterii, are niște fasoli din astea nenegociabile, 33 de bilete. În adevăr că aș vrea să-l fac și pe ăsta... cu alchimie mitică, că m-aș mai folosi și de ăsta. Aici iară n-am memuri, am skill-ul de blocat. Azi că ne întoarcem înapoi pe sura-ul nostru de 120. Bine, cu sura asta de 120 am fost și cu el în Iohara, nu cine știe ce rezist, n-am nicio problemă, na, sura acum. Să fim serioși. Bă, asta voiam să bag, chestia asta. De câți voi scos pe lună? Din alchimie? Nu știu, nu stau să fac... să fac, cum îi spune, calculul, să văd câți bani scot. De obicei dau numai în ele. Și dacă îi dau mai sus sau pe aia le vând. Unde e la să îmbunătățesc? Așa. 44 la 49, mamă, 5%. Bun, bag astea aici înapoi, că pe sura nu am ce să fac. Bine, ideea e că aici mai am 60 de zeuri. Hai să facem una. Hai să facem una. Mergem în bazar,
și încercăm să facem o curea din aia de mops, adică să mai încercăm să facem una, pentru că am făcut una pe clip. Dacă o facem plus 8, o lăsăm plus 8 și o vindem. Asta ar fi cel mai indicat. O punem, nu știu, la 15-13, vom cât o fi. Eu nu te cred. Ce nu crezi, domnule? Domnule Brumi, ce nu crezi? Că dacă îl lași plus 8, o lași fără să dai la plus 9. Bă, nu dau un el la plus 9, că ai am avut... Oh, bună seara, domnul Șerpan. Respect, respect. Ce sexy ești, mulțumesc. Bine, la camera mea încolo, eu voi pe OBS. Te pup. Hai să vedem curele sufletului. De fapt, hai să ne uităm prima dată cât e una plus 8. Stai mă, ce... Uite aici, plus 8. 12 voni. Și suflet din asta plus 9... Ar fi 32 de vuni. Arăți exact ca un văr de-al meu. E din Făgăraș. Ia auzi, poate chiar sunt vărul tău, cine știe. Te-a prins? Nu. Hai să luăm o curea din asta plus 0. Oh, domnul Bondix. Noroc, noroc. Bă, nu sunt curele, nu-i la 8 voni, nu? Bă, stai așa. Stai că eu am experiență cu 8, cu ăștia 8 voni de a cumpăra chestii. Cred că e ok, nu? Da, mă duc până la shop să mă asigur. E ok, mă, e ok. Gata. Ia-o și pe asta. Bă, nu ne-am uitat dacă avem fragmente. Aia nu ne-am uitat dacă avem fragmente pe shop. Asta e un fragment de energie. Sper să nu fie scumpe. Sunt foarte scumpe. Foarte scumpe. Dar pentru content se cumpără. Uite, are și shop aici. Șerbane, ce faci, bă? Ce... Iau, oamenii acolo. Lase. Pentru o secundă m-a spus că am cumpărat iar 8 voni. Bă, n-avem loc. Fiți atenți cum facem. Deschidem astea. Reflexe 900, tăișul 200. Acum am venit de la alergare. A, de fapt, ai spus că... Ce mai punem? Astea, 10 milioane, nu știu cât îs. Așa, ăsta la 17 milioane, nu știu cât costă elementul ăsta, filare, atât. Așa preț ce au, atâta le pun. Cred că o fi ok, dacă nu e ok, luați-le voi și faceți bișniță de pe ele. Blestul ăsta cu B trebuie să dispară. Mai luăm fragmente. Bă, da, am și pe ninja. Stați așa că am impresia că am pe războinic. Dar nu știu câte am. Nu știu câte am. Cred că am un set, ceva de genul. Stați bune și alea. Ia ce zic oamenii acolo. Cum am venit de largare, m-am apucat și de box. Pe lângă asta, bacul nu e așa important. Aia n-are treabă cu bacul. Hai mă, te deschizi azi? Ce se întâmplă? S-o strica platforma, fiți atenți. S-o strica platforma, trebuie să-l închid platforma. Ieșire. Reîncearcă. Așa, s-a închis. Anulează, ok. Nu, nu merge platforma. Cred că și-a revenit. Sper. Sper că și-a revenit. Nu. Bine, atunci ați dat din Task Manager, ce să știu, game, așa, game, nu. În task, aia zic. Și acum o redeschidem. Bă, minerul de la Magic de Copper am la mine? Cred că am pe undeva. Întâi dracu de bug șerbane. Aia zic, nu mai contează bug-ul. Ce e la bug? Nu mă întrebați că nici eu nu știu ce la BAC. Am ajuns pe la BAC. Mai iau setul ăsta. Și acum mai rămânem cu 5 KK cash. Gata, s-o deschis și ăsta într-un final. Bă, dacă vreți să faceți bani. Hai noroc, Flavie, se văd că ți-ai lăsat și plete. Daniel Bridi. Eu l-am... Îl am eu și lucru cu unul ca... Cine ce are 4 clase și așa dacă nu ai...
relații în țara asta, te ștergi cu diploma la funduleț. Crezi că serul nou o să fuzioneze cu Poli sau Carpa? Serul nou o să fuzioneze 100% cu serul Emerald. Pentru că... Adică, nu 100%, gen... Ideea e că așa am auzit, că o să fuzioneze cu Emerald, nu știu care e ideea. Dar nu cred că ar fuziona cu Poli sau cu Carpa, deși ar fi șanse să fuzioneze cu Polyphemus, pentru că serul e tot un internațional. Și pe Emerald trebuie să plătești pentru... ca să te joci lunar, plătești 5 euro. M-am jucat și acolo, dar nu plătesc 5 euro lunar ca să mă joc un server care n-am hackeri. Păi oricum la nivel mare, oricum nu mai dai de hacker, deci așa că mi-am lăsat plete. Da, așa că nu ți-am răspuns, mi-am lăsat plete. Nici nu știu de când am părul lung, nici nu mai știu. Au! De anul trecut ceva de genul. De anul trecut, habar n-am. Stai să bag eu războinicul ca să văd unde am fragmentele alea. De asta zic, ideea e că am auzit de la Parfi, că mi-a intrat la recomandat un video de la Parfi și am intrat și cei că au zis de ceva cheia la store și au zis că fuzionează cu Emerald, că acolo scumpe cheile la store. Măcar e bine că la IDS eu de un an am început să chelesc, bă, eu de asta am las părul acum lung, că ajung să chelesc și după aia mă uit în oglindă și zic, bă, ce păr am avut odată. Nu, aici nu am. Aici nu am fragmente. Așa că o să mi le trimit acum pe... O să mi le trimit acum pe Sura. Am un stack aici. Și mai am 135. Eu zic că e ok. Bă, dacă vreți să faceți bani, mergeți cu un cont din ăsta în templu, adunați toate coifurile și... faceți fragmente. 6 cacase tot de fragmente, eu zic că se fac bănuți. Eu zic că se fac bănuți chiar bine. Bun. Un pic de sunet zic. Eu nu-l aud, dar voi l-auziți. Am o muscă. Așa că dacă sunetul e prea tare, să spuneți. Eu facem pergamente din astea de 100% momentan. 4 bucăți. Blesuri avem 30, bă, sper că ne ajung. Bun. Omul nu plesul ăsta. Uite. Asem. Deci, plus 1. Plus 2. Plus 3, am zis. Și plus 4. Unde recomand să las contul pe auto să bată? Depinde ce nivel ai. Dacă ai nivel mai mare, cum ar fi 50-60, atunci te-ți recomand în templu. Nu se aude. Stai mă să dau eu repede un check să văd cum se aude. Ok, nu am sunet. Na, asta e. Am 61 și 70 și 80. Na, contul de 60 și 1 poți să-l lași în templu. Contul de 70 e cam un nivel, cam așa, nu prea ai unde să-l lași. Dar ăla de 8, de fapt, ăla de 80 ar putea să-l lași în catacombă. Ăla de 80 poți să-l lași în catacombă și dacă-l faci pe ăla 75, ăla de 70, poți să-l lași și pe ăla în catacombă. Bate, eu sunt Dorin, dacă nu ți-ai dat seama. Știu cine ești, crede-mă, nu te-am uitat. Hai să-i plus 5. Este, e plus 3. Hai că s-a început bine. S-a început bine. Hai bă, dacă am avut noroc la chimie, trebuie să avem și la Corea în seara asta. Hai, plus 4, bă, plus 5, plus 4. Hai mă, nu fă din astea. Nu fă din astea. Azi am 5, pac! O, oh, ce sexy, bă, Nesi, te-a ajuns, nu mai ești, nu mai citești comms. Ba, mă, citesc, stai un pic, că eu sunt aici, în curiaua asta sufletului, nu vezi că încerc să fac plus. Bă, plus 5. Nu mai dă mânia, că nu vrea. O luăm pe asta la altă. Vezi, știe și jocul, bă, nu, bă. Nu faci asta. Credeam că abia pe la 70, că așa parcă au zis ăștia în interior pentru printelegele. Nu, ăla e pentru evenimentul, ok. Oricum o să vină, o să fie update. Dacă e vreun update, vă anunț, nu vă faceți griji. Ideea e că eu de obicei trebuie să vă anunț. Tu ai jucat în Aquaman.
Asta vreau să zic, dacă cumva apare ceva noutăți sau informații sau tot felul de chestii, vă anunț, nu vă faceți griji, vă anunț pe serverul de Discord, vă anunț și printr-un clip, pentru că, cum am zis, am aplicat în la programul la Hero de la Metin. Atunci eu primesc acolo toate informațiile necesare care vi le pot oferi. Ideea e că am primit și cel cu serverul temporar, nu serverul temporar, serverul ăsta nou. Dar nu am făcut video pentru că nu e un server temporar pe care să mă joc. Pentru că nu mă joc pe un server nou apărut, eventual mă joc pe Tiger Ghost, cumva vreodată pe Tiger sau, nu știu, orice alt server, Ruby sau Emerald, da, Emerald exclus, că nu plătesc lunar ca să mă joc pe Emerald. Tocmai ce am primit mesaj de la cei de la Game Masters, cum mă pot ajuta, când eu nu le-am scris absolut nimic. Deci pe dashboard nu avem nimic, avem numai New Easter, avem serverul de Paște atâta. Deci nu avem nimic. Salut, poți să reacționezi și la un videoclip, depinde cu ce e videoul. Depinde și ce cu video, mamă, dar ce almâi. Deci tu că ai nevoie de 1000 de bani, nu pot să zic așa ceva, mă, că mă aruncă ăștia afară, deci nebun. Azi e plus 5. Bine, asta văd că merge, hai, plus 6. E shot. Nu mai avem Yang. La Tiberiu și Cornel să reacționez, nu știu cine sunt cele două persoane. Nu știu, noi avem un canal, îl știi. Tiberiu și Cornel să reacționez, îl știi, bă, nu știu. Cine sunt persoanele la două, să vedem. Sub Tiberiu și Cornel. O, avem cameră, o, bună seara. Nu v-am zis că avem surprize. Avem surprize noi. Avem o curea de mob care nu vrea înapoi. Bă, uite, mă, vrea plus 5. Plus 6, plus 7, nu vrea plus 7. E shot. Hai, mă. Plus 5, plus 6, plus 7. Așa. Plus 8. Plus 7, ce plus 8? Stai că ne grăbim cu ea. Așa, acum mai dăm frumos. Plus 7. Plus 7. Aia zic, mă. Acum mai dăm la plus 8. Nu vrea plus 8. Dar vrea înapoi la plus 7. Nu vrea nici înapoi la plus 7. Și se duce în jos. Mă doare sufletul. Când văd cum eșuază coreaua asta și dau cu zeuri. Eșuat. Fiți atenți. Îi dăm full speed la cureaua asta. Full speed. Reușit. Eșuat. Cumpără și pe ăsta. N-avem ianga tot. Dar... dacă aveam, îl luăm. Așa, stați așa. Atunci spune că nevoie de 2K. Nu ne dau ăștia la nimic. Știi? Te-ai făcut filmul pentru așa apariție. Păi da, mă, nu așa indicat. Atât de abțin sunt ăștia că nici pe serverul meu nu te-a lăsat să joci moca ca YouTube. Dar nu e vorba de treaba asta. Te-ai făcut serverul, ca să vă spun așa, ai făcut pentru... nu pentru că nu sunt hackeri, e pentru să facă ei așa, știi? Și când reacționezi, nu știu să vedem, nu știu cum e video. De o șansă avem, nu știu cu ce video, în caz că sunt chestii pe care pot să-mi iau copyright sau să îmi iau disable la canal, nu știu. Ai făcut curele plus 9 cu zeu, mie mi-au ieșat cu manual, nu mai dat cu manual, ca orice altceva din jocul ăsta. Bă, e și versiunea free-to-play, da? Deci hai să o luăm un pic logic. Deci e versiunea free-to-play. E mult mai grea. Deci, e mult mai greu. Și până ajungi să-ți faci contul 120, te lași de joc. Sau să șterge metina. Nu mă întreba, zice, mă uit acolo, mă uit pobiesc, camera e aici. Grea, imposibil? Bă, nu, e posibil. Deci e posibil să faci. Metinul nu moare, frate. Las că... cine e să dă lângă mine? Hai, să facem și cureaua.
pac, plus 5, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 7, plus 4, pe Ferrari, a ieșuat, aia spun, plus 4, reușit, plus 5, eșuat, plus 3, pe Ferrari, s-a dus, nu mai dăm în ea. E pe oricum în sens put to pay. Cu excepție și la video. De ce vrei să mă la video ăla? Ce e atâta de... Dar ce video? Că sunt mai multe videouri. Care dintre ele? Sunt mai multe videouri, nu știu. Dar cel mai recent. Asta de acum. Așa. Cred că o să dau acum o zi. Are o oră. Tu vrei să stau să mă uit o oră la video ăla? Nu spui mie că tu vrei să stau să mă uit la video ăsta? Nu. În primul rând. În primul rând, nu știu dacă pot să mă uit fără să îmi dea proprietarul videoclipului, să nu îmi dea drepturi de autor pentru că m-am uitat la clipul lui și folosesc sunetul. Asta e unul la mână. De asta nu reacționez la videouri. Eventual să face canal separat unde postăm toate tâmpenile. Eventual reacționăm la ăla. Dar pe canalul ăsta, ăsta e primul meu canal și vreau să rămână principalul, special pentru jocul ăsta. Jocul ăsta care e o mizerie, sincer. Am lăsat 6 conturi pe auto, deja trebuie să joc 600 de seturi. Uite măcar 10 minute din video. Problema că o să trebuia să opresc sunetul, să-mi pun căștile. Nu știu, deci nu știu ce cu tu. Văd că e ceva casă, sunt într-o casă, cred că renovează ceva. S-aude și la voi. Da, la voi se aude, dar nu prea se aude din cauza muzicii. Vreau să zic, nu prea se aude din cauza muzicii și atunci nu prea influențează. Vezi tot ce e făcut acolo de mâna lor. Wow. Ceea ce am văzut pe acolo e ok. Nu, nu arăta rău. Am văzut, făceau ceva casă, o sobă, ca pe vremuri. Bă, mai încercăm cu rele din astea, mă. Chiar mai are rost să încercăm? Cred că n-aș mai încerca. Dar parcă aș și încerca. Hai să bag eu caracterul ăsta pe schimbă. Cu rele. Suflet. O, nu pot să mă opuzeam. Plus 10 milioane. Bă, mai încercăm? Hai să mai încercăm o coreaua. Mai încercăm coreaua asta, dacă nu... S-a dus. Bunătățiri, altele... Fragment de energie. A, ăla avea shop acolo. Am și uitat. Cumpărăm restul de fragmente câte mai ies. Dacă reușim să o ducem... Plus 8, zic... Mai facem 4 pergamente din astea. Că poți să vezi cât costă un shot mitic prima claritate. Imediat o secundă îți arăt acum. Alchimie. Safir mitic opac. Op, safir? Jad, mă, jad. Era jad. Primul e 8 voni gol. Deci primul e la 8 voni. Gol, goluț. Nu știu, vrei ceva full sau... Cred că full e scump. Da, 30 de foni. Și ăsta e... Nu e ok, că n-are PV ăla. Da, văd că nu este nici măcar semi, așa, cu PV-ul la maxim și... Da, nu este.
Bun, hai să mai încercăm o dată să facem cureaua. Este doar eram curios, nicio problemă, cu plăcere. Reușit. Shot. Hai plus 5. E shot. Păcătoasă, mă, păcătoasă. Am zis, mi s-a dus norocul. Plus 5, plus 6. Nu vrea plus 6, încăpățânată, mă. Încăpățânată. Avem 19 zeuri. Hai, plus 5. De asta e să fac eu pergamente din astea. Așa, plus 4. Mutăm. Da, așa să nu mai dăm rapid. Reușit. Plus 5. Plus 6. Plus 7. Plus 6. Și plus 7 cât e caldă. Și acum plus 8. Înapoi la plus 7 că e călduță. Mamă, dar nu mai. Da, s-a dus, gata. S-a dus. Da, nu mai, gata, nu mai. S-a dus. Dacă o fac, dacă iasă 7 plus 4 pe firar, mai dau unia, dar dacă nu iasă, nu mai. S-a dus, bun. Oricum nu mai făceam nimic cu ea, așa că fie sănătoasă. Dar fie sănătoasă, mai mult am băgat în ea. Bă, câte-s rubinele? Să vedem noi o chestie. Rubine, 3,20. 3, 6, 9, 2, 4, 6, 9, 2, 9, bă, cred că am scos din alchimie undeva pe la 13 voni. Lăsim, diamante. Un von 20. Aveam 2 diamante, 3 rubine, 2 jaduri, un safir, 2 granate, sau un granat. Cred că am scos ceva pe la 15 voni, cred că mai bine de 15 voni. Cred. Bă, 76 safirul și granatul cât e? 74. Și onyx-ul s-ar trebui să fie 90 de milioane. Bă, nu mă, tot același preț. Dar cam cât îți dura să termin un caracter cu cioburile? Cam, de exemplu, între 10 și 15 minute. Doar că unele caractere nu beneficiază de mănușa tineri eroi și atunci am iau pe alea mea cam vreo 15 minute. Dar pe caracterele cu mănușe tineri eroi, undeva pe la 10 minute, ceva de genul. Pentru că am itemele cu 20 drop. Avem iteme cu 20 drop și atunci na, merge mult mai repede, că nu stau să mă chinui sau să... Numai problema e că viteza de atac e foarte mică. Să vezi că poți verifica prețul la rubin, mitic, copac, full PvP și full PvM imediat, o secundă. Ideea e că licorile verzi sunt foarte scumpe. În primul rând, nu știu, a început eventul, asta e ideea. Și astea sunt la 8 voni. Astea sunt la 8 voni. Deci, dacă cumpărați, aveți grijă că i-au mușcat odată cu niște dinți de or. Restul sunt la 87. Și mai sunt astea, nu știu câte sunt licorile violet. Uite, iar la 8 voni. Bă, tot ori cumpărat ăștia, mă. Stai așa. Dăm cu V. Deci... Violet L. Tot e la schema. Așa la 5 milioane, mă. De ce bucăți? Fii atent că deschid shop-ul. Asta le iau eu. A, uite că și-o... Nu, și-o revenit. Ce vorbesc? Păi dacă eu vând 5 de bucăți, 6 milioane... Nu mai avem Young, dai să schimb. O secundă, o să verific și prețul la rubin imediat. Numai să cumpărăm licorile alea. Licorile verde. Mai avem și astea. 40 la 20, nu o iau din alea. Bă, câte am aici? 70 de licori, e ok, e ok. De ce? Ce ai spus să-ți verific? Alchimie, rubin, mitic, opac, full. Deci avem valoare, asta n-are nimic. Valoare, medie, apărare. Deci rezistență, medie, asta nu e cu valoare, mă. Așa.
Medie valoare atac și rezistență la 29. Și următorul din ăla cu apărare. Ăla cred că ar fi ceva mai scump. Medie atac rezistență. Da, este medie atac rezistență, medie atac apărare, nu trebuie nouă. Uite, media, nu, ba, media atac apărare și 30. Deci 29 ăla full PvP și ăsta 30 ăsta full. Pentru ei, ca în care ar fi mai bun, Rubin, PvM sau PvP? Bă, asta cu alchimia e așa. Deci, fiecare echipează în funcție de ceea ce preferințe are, ce vrea să fac cu caracterul. Eu am echipat cu rezistență medie, pentru că Sura nu duce lipsă de apărare. Ca să vă demonstrez că nu duce lipsă de apărare, am 766, acum am 783 apărare, iar dacă fac bucul de inteligență, eu ajung la 989 apărare. Cu condiția că am ajuns și la 1000, la 1000 apărare. Trebuie să văd, ăsta era coiful care îl puneam. Bine, acum nu știu de ce n-am 1000 apărare, dar de ce am bățara asta plus 3? Pe mine. Ok. Cât e EXO și cititul pe poli? Bă, EXO-ul cumperi și la, nu știu, la 10 milioane? Da, la 10 milioane. Eu am luat 100 de EXO și am dat 9 vâni. Bine, s-au dus alea 100 de EXO, că s-au băgat în armură vrăjită și s-au făcut pe eu în final. Și mai știi cât te-a costat să faci un caracter gen echipament? Eu am avut toate itemele făcute deja, transferate de pe țara românească direct pe poli și atunci mie mi-a fost mai ușor. Pentru că itemele cu 20 drops le-am dropat eu, le-am dropat în DT-ul când făceam dincolo cioburile, atunci nu le-am mai făcut plus, doar le-am bonusat, să-i spun așa, și ce ori intrat, o intrat. Să meargă cartea 100% gen tăi și o ai nevoie doar de un EXO, nu... Gen, nu ai nevoie de citit ca să faci PU, gen, nu PU, GU, ai nevoie și de citite. Eu citite nu am luat, că aveam de la evenimentul de Paște și mai aveam ceva citite prătăcite pe acolo. Dar 4 citite e un von. Deci 4 citite din asta concentrate e un von. Și EXO ți-am zis 10 milioane bucata. Dar trebuie să găsești că se vând. Deci EXO se vând fără nicio problemă, că văzut foarte mult care vând EXO. Mă văd că nu este niciunul. Nu știu, nu văd eu cel puțin. Cumpăr citit de oxid de mădă. Nu, asta cumpără. Asta vinde, 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 cumpără. Da, deci nu, nu sunt acum. Și asta cu Rubinul, fiecare echipează în funcție de ceea ce vrea să fac cu caracterul. Eu am echipat văd așa. Eu am dat, am optat pentru rezistența asta medie, că te mai ajută. Te mai ajută pe aici colo, dar nu foarte mult, nu vă gândiți că, bă, te ajută, te face tank, nu. Pentru că nu există, adică lumea zice că, vai că l-ai Rubin PvP, vai că l-ai Rubin PvM, bă. Cât timp știi ce vrei să faci cu caracterul, e irrelevant că e PvM sau e PvP. Deci ca să o lămurim. Diamantul, în schimb, ăsta e PvP. Ăsta e PvP, pentru că pe ăla ai abilitate, ai rezistență medie, ai valoare atac magic. Eu încă nu am găsit să dau vom pe Tiger pentru poli, bă, greu, am greu. Aia, acolo nu te pot ajuta, doar singura persoană la care pot să spun să merge în number. El face, dar știu că rata e un pic mai așa, e mai așa, știi? Bă, mai am 15 ore pe ăsta. 10 pătrunde și teaul, da, să se ducă. Bun, hai să, bă, aici am ceva cărți. Uite, am două seturi, ia să jucăm. Oricum, dacă ai multă apărare, te dezavantajează pentru că ți-ai mai mult damage în PvP. Da, și e adevărat, dar dacă nu faci PvP cu un caracter care îl ții doar pentru PvM, atunci e ok. Doar că, de exemplu, eu cum am 1000 apărare, aproape 1000, v-am zis, nu știu de ce, am avut 5000 de apărare, dar acum nu știu ce am făcut, schimb.
Cred că, din cauza finisajului, cred. Da, așa să las un pic. Bă, finisajele de pe astea. Ia să-i încâti un rubin din ăla. Rubin. Sper să nu fie scump. Hai că e ieftin. Să și intre din prima. Bun, așteptăm să... De fapt, nu. Nu, acum au dispărut. Trebuia să o prelungesc. De să bag aici. Hai. Tu cum ți-ai pus punctele de pe sura după INT? Bă, la mine a fost full INT, după aia full STR și full DEX. Ca să înțelegi. Bine, nu. STR-ul l-am am încercat să-l balansez cu PV-ul. De asta. Dacă te uiți, vezi că am 37 de puncte. Am încercat să-l balansez cumva între. Ce s-a cumpărat? Partea abilității. Bine. Ce n-am... de asta n-am eu loc aici. Bun, de să fac eu iară bug-ul cu inteligența. Deci 860... nu pot căs pe mount. Așa. O să le dau și jos. Acum punem înapoi aitele. Deci 993 cu ceea ce am de pe cal 1006. Deci v-am zis că ajung 1000. Bine, oricum apărarea nu te avantajează chiar așa de mult. Pentru că tu ai nevoie de rezistența aia. Vânt, fulger, foc, pământ, fier vechi, fier nou. Ai nevoie de aia și atunci... Uneori te dezavantajează. Răscutul poți să las pe mine. Na, ce facem? Ce facem? Că aș da în alchimie. M-a luat acum cu alchimia. Nu mai iară stricăm banii. Iară stricăm banii aiurea. Dăm în safirul ăsta, mă. Dăm în el. Decolează. Iasă în birou de schimb. Bun, 6. 6. Bun, rămânem cu 5. Ia 5 cash, rămân acolo. Nu ne mai atingem de ei. Hai să vedem. Alchimie, safir. Dăm în ele, mă. N-avem nimic. N-avem nimic antice, nu? Nu. Mă, să dăm în ele. Ce tătă ne plânge. Iară țin alchimia și nu fac nimic cu ea. Și data trecută am făcut perfectul ăla și l-am vândut. După aia s-au dus banii în altceva. Cred că mai pot să iau două. Da, două. Sau încă unul. 37, nu, două. Da, bun, avem o linie. O linie de safire. Deci ar trebui să ne iasă două... Nu știu, două, trei, nu știu, încercăm acum. O ieșuat, gata. S-a dus. Nu mai dau în ele, putem de aici. Mă duc că map 1. Nu mai dau în ele în bazar, am zis. A bine, tot eu am zis că nu mai dau în bazar și tot în bazar am dat. Dar bravo, mă. Ce s-a vândut? Tăișul s-a vândut la 2 milioane. Fiți atenți cum facem. Băgăm ăsta. Băgăm oarul ăsta meu. Cam un oar de 70, care o să vreau să-l pun și pe ăsta. L-a bătut la carduri. Le dăm pe ăsta. Îi dăm de pe ăsta. Stați așa că vă arăt și voi imediat. O secundă să se schimbe scena. S-a schimbat scena. Gata. Dăm de pe ăsta. Hai. Pac, pac, legendar. Aia zic. Pac, pac, legendar. Pac, pac, legendar. Bă, v-am zis, mă. Bă, v-am zis. Pac, legendare. Și acum pac, e legendar și e mitic. E mitic, am zis. Aia zic, mă. V-am zis că îți face miticul. S-au băgat 6 bun și s-au scos 5. Măcar e full. Îți băi nixura ninja. Ne scoatem ceva bun pe el. Ce zice? Ne scoatem ceva bun pe el. Cât-i? Cât-i? Merem acum și ne uităm, stați așa. Îl dăm pe sura. Stai să-l dau așa. Să o pun scenă înapoi pe sura. Așa.
Vreau mai să vedem dacă, dacă am ieșit în profit sau în gaură. Profit sau gaură? Profit sau gaură? Ia ziceți, ia ziceți. Primul care câștig... Primul care zice pe chat profit, da, bă, vă uitați pe sticlă, nu mai facem. V-am zis că vă dau un cufăr Hydra care nimerește. Vă uitați pe sticlă. S-ar băga 6, s-au scos 8 jumătate. Profit. Bine, mă. 8.57. Bine, ce are pe el? Are războinic, sura și ninja. Să vedem, războinic, sura, ninja, războinic, sura, ninja. Războinic, plican, ninja, războinic, războinic, șaman, sura, războinic, sura. Războinic, ninja, sura. Ninja, sura, ninja. Bă, dar nu este niciuna cu războinic. Oare ne-am luat ceva overpay pe el că-i războinic, sura, ninja? Că nu văd că niciunul nu este cu războinic, așa ca asta, războinic, sura, ninja. Asta e cu dublu, cu dublu ninja și sura. Asta e cu șaman. Războinic, sura, războinic, sura. Războinic, șaman. Lican, războinic, ninja. Deci nu este niciunul. Bă, la cât să-l punem? Încercăm la 15 voni? Credeți că ne luăm ceva overpay pe el din cauza că e așa? Hm? Ce ziceți? Nici nu știu. O să-l las la 15 voni. Poate, poate. O sperăm. Bă, fragmentele astea trebuie să le pun și pe astea pe shop. Doar dacă avea 3 de atac. Bă, nu știu, de asta zic. De asta întreb dacă ne-am ceva profit pe el. La overpay. O să ne mai uităm o dată. Mythic. Nu, adevărul că are șansă, adică are apărare și tare. Asta 3 apărări, asta 3 atacuri. Nu știu, îl las la 15 voni. Deci îl las momentan la 15 voni și dacă se vin, dacă nu se vin, atunci mai scad eu din el și când s-o da, s-o da. E full, decât să-l stric ca să dau plus în el, mai bine îl țin așa și... Că nu mă deranjează să stea acolo pe shop, chiar dacă n-am ceva ce pe el. Bun, mai dăm o dată un ochi pentru cărțile alea de sura. Niște cărți abilitate. Asta tot cu shop-ul lui. Bă, noi mai avem două jaduri mitici aici. Astea-s de giveaway. Cum am dat seama? Astea-s de giveaway. Poate să dăm și pe astea la giveaway. În momentan să treacă un, să mai treacă un pic de timp cu giveaway de pe țara românească pentru că am zis. Bine, dacă ar fi intrat personal, ar fi făcut extragere acum, dar nu se intră. Că lumea are altă treabă. Nu, ceea ce e normal. Asta l-am făcut plus 4, că am avut fafsole aia nenegociabile și am zis să mă scap de ea și cu asta îl dăm la clar. Ce zici, Ștefan? De fapt, stai că nu, Ștefan, ci te îmbeles. Chortify ship, ce zici? Îl dăm la clar? Nu îl dăm la clar, mă, ce te sperii, mă. Vezi că le dăm la giveaway, le dăm la giveaway. Bun, hai să merem. Să merem. Unde mergem? Bilete de razador nu cred că am. Sigur nu am. Am zis că am aici niște carduri care o să le joc pe astea două. Numai să-mi pun și site-ul acum. Eu mă folosesc de site-ul ăla, că e bun. E ce trebuie. Așa, și să vă văd și vouă chat-ul pe set. Deci, pentru cei care nu ați fost pe live înainte, o să vă explic încă o dată cum joc cardurile astea. Pentru mine asta e cea mai, cum îi spune, cea mai, așa o văd eu, cea mai ok metodă de a găsi 5-ul. Aici am 4 cu fără 5. De fapt, stați așa ca să vă arăt și vouă ceea ce fac mai exact. Așa că o să vă pun aici ăsta și o să vă activez asta. Hai să scoatem un pic goal-urile să se vadă cum trebuie. Bun. Deci fiți atenți. Eu cu numărul 1, cu piesa 1, caut alte piese. Adică caut unde e 5, dacă este 5 pe lângă, și atunci notez pe site-ul ăsta. Am ajuns la un negoț. Da, te ajung, nicio problemă. Pe site-ul ăsta selectez numărul care a fost aici pe cardul de... O, stai că voi nu vedeți de pe schimb. Selectez aici unde am dat. Și după aia pun aici.
De exemplu, aici este 5, numărul 1 fără 5 pe lângă. Atunci notez aici 1 fără 5 pe lângă. Așa, după aia iau fiecare colț în parte, 4 fără 5 pe lângă. Acum dau aici sus, 5 cu 5 pe lângă. Deci mai este un 5 pe lângă. Un 5 s-o găsit. Acum trebuie să găsești și, cum îi zice, capa. Acolo am dat 1 fără 5. Deci zona asta cu verde știm sigur că nu e niciun 5. Da? Acum trebuie să căutăm alte piese, 3. Aici am dat de 3. Ok. Aici sus degeaba ar trebui, dau că, uite, 3 cu 5 pe lângă. Da? Deci notez aici, 3 cu 5 pe lângă, deci automat aici e un 5. Da? Deci am găsit 2 de 5. Acum trebuie să găsim celălalt 5, care aici nu este. Deci clar e undeva pe aici, prin zona asta. Și acolo să dau pe mijloc 1. Bun, deci nu este 5 pe lângă. Deci acum, numai dacă e norocul să fie aici sus, pe linie, sau aici. Așa că o să dau 3 aici. Da, deci aici ai 2, aici ai, nu este 5, deci toți 5 i-am prins aici în linie. Acum e problema că n-am găsit capa, care capa e foarte important. Hai, cu 3 în 3 am dat, bă, care erau șansele, mă? Da, și acum cu 4 încep să iau numerele astea mai mari. Da, cu 4 în 4. Super tare. O să nu dau un capa. Cu 5-ul ăsta. Aia e toată speranța mea acum. Avem linia acolo, ne mai uităm pe ăsta. Acolo avem 1, 1, 2. Ăla din margine nu putem să-l... Sau se poate lua? Da, nu se poate lua. 3. 2. 1. Până acum suntem ok. 2. Ok. 1. 4. Avem 520. Problema e că acum e problema în felul următor. Deci sus avem 5. Oriunde dăm cu 5 acum, 100% pierdem 5-ul. Deci 100% pierdem 5-ul pentru că nu putem să luăm cartea de lângă, pentru că este 5 în jurul lui. Așa că o să dau aici. Deci acolo am 3. Deci acum ai 50-50. Deci aici am 3. Acum ai 50-50. Ori aici e capa, ori aici. Deci spuneți voi, stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Vă las pe voi să alegeți. Dacă nu ziceți nimic, o să dau random. Cred că nu ziceți. Am picat mie live-ul? Nu m-a picat live-ul. E ok. Șerban, da, te ajut la negoți. Am răspuns că te ajut. Numai să-mi spui ce, unde, când. Stânga. Deci stânga zici. Stânga fi. Bă, nu te cred că ai nimerit, bă. Da, mă, n-ai cum, ai avut noroc, mă. Am făcut două aurii, care le deschidem și ne dă primul agată și al doilea... Mi-a mai dat un set. Bine, ați văzut cum mă joc astea, acum să vă dau, să-l fac eu ăsta rapid, ca să nu stau foarte mult cu el. Și acum să pun eu ăsta din coace. Reset și acum îi dau din nou aceeași chestie. M-am dat direct în 5. 3 cu 5. Mamă, dar ce rău-s poziționate. Ce rău-s poziționate astea. 3 cu 5 pe lângă. Kappa. Kappa fără 5. Nu știu, pune... Nu știu de ce nu pot să pun... Noi pe pune 1, în mijlocul e cap, da? Aici sus avem 1 fără 5, deci clar aici ai un 5 în partea stângă. Atunci rămâne aici jos, care să văd acum, 2 fără 5. Deci aici e 5. Bun, am găsit și 5-ii, am găsit și ăsta.
Acum o să încerc să iau toate piesele de lângă, de lângă 5, ca să nu am nicio problemă. Bă, lasă-mă cu 3 în 3. Urât, urât. Foarte urât l-am nimerit. Deci avem 1, 1, 4. Adus! Bun, deci am zis că pe mijloc avem 5. Nu, pe mijloc avem K. Eu vorbesc și eu. Da, ok. După da. Ok. Aici mai avem un 5 și avem aici sus și aici avem unul. Deci nu știu, linie nu putem face așa. Îl luăm pe ăsta de sus din colț, n-am altul să iau. O mai dăm și cu capa. N-am făcut aur, n-am făcut argint. Mănânc piatră spirit. Bine, mă, bine. Să-ți păstrezi tu mănâncă la piatră spirit, că eu am 92 aici. Trebuie să facem și caia. Hai să iau un inel de hidrant, să mă duc să fac niște caia. Să încep să scot pe pietre lucioase, că am la pietre lucioase dar nu știu ce să fac cu ele. Hai să vedem, poate găsim ceva la statuia asta, ceva bun. Uite pe asta, ce faci, bă? Stai, mă, că nu vreau să te omor. Am nevoie de două sloturi. Bine, mă. Numai două am scos. Așa, pot să le pun pe... Nu merge pe slotul rapid, bine. Tai pietrele ceasă. Ah, trebuie să le trag pe ăsta. Și nu pot să deschid în timp ce am altele deschise. Aruncăm licor, dă-le încolo de licori. Mamă, cum au dispărut astea două conturi. Gata. Stai că acum deschidem mai multe. Stai mă, ce fac? Trage pe ăsta și începem. Bă, sper că nu sunt și pietre plus 4. Dacă am dat vreo 4... Sunt pietre plus 4 sau mi s-a părut? Cred că mi s-a părut. Da, sper. Bă, vezi că reușește bine. Reușește chiar bine. Hai bă, că facem niște gaia. Bine. A, nu, nu mai am pietre lucioase. Bine, mă, stai așa că se rezolvă. Stai că te rezolv eu acum. Nu s-o grijă, gata. Bă, ce mă nervează că nu pot deschide astea. Dacă vă întrebați cum fac magia de dispar așa toate dintr-o dată, nu pot să vă spun. Va rămâne un mister. Astea sunt toate? Mamă, dar ce repede s-au dus toate pietrele astea. Că dau 400 și ceva gaia și acum avem 500. Hai de capul meu, puțin, o. Puțin gaia, am scos asta. Șerban, mai ești aici? Mai ai nevoie de ajutor la negoț? Că nu mai mi-a zis nimic. Nu mi-a zis nimic. Mai ai nevoie de ajutor? Nu mai ai nevoie de ajutor. Bă, unde mă duc? Te zmoc cu mapuna. Nu știu încă. Ah, ok, nu e nicio problemă. Oricum stai. Bă, stai să-mi iau licorul înapoi. 32 de case de licor, ce vorbești? A zis că văd dacă poate face rost de Von Poli. Deci tu vrei să revii pe Poli? Deci tu vrei să revii pe Poli? Bă, putem merge în Iohara, am uitat să vă spun. Avem level 120 cu n-am jucat de bile, putem merge în Iohara. Nu e cine știe ce e Iohara asta. Nu-mi place. Avem un metin. Hai să spargem metinul. Cuvințe sunt măresc, dar am un punct. Am și iteme de Iohara pentru că am fost deja în Iohara, deci am avut level 2.
Ia să încercăm să dăm aici o tură așa, doar de control. Putu, itemele trebuia să le pun aici. Așa, brățara, cureau cu mob, asta. Îi dau full damage, nu mai pun abilitate și chestii pe mine, critici pătrunderi. Atâta. Talismanul. N-am luat talismanul ăla cu întuneric. Da, fie sănătos. Pune-l pe ăsta plus 10. Damage. Cam asta e damage-ul. 9, 8, 9, 18. Da, bine. Acum cu rezistatul nu pot să mă plâng, că Yohara până la urmă. Nu mă aștept să rezist. Vai că stank. Dar vedeți că în Yohara am 1124. De unde am atât apărare în Yohara? Bă, cioburi. Putem face cioburile aici. Bine, dropul la metine nu știu, nu știe cine ce, dar e ok. Mai faci un cio, mai o foaie brută din asta care nu poți să o nici să o arunci. Măcar bine că poți să o vinzi. Cufăr. Stai că stai. Cufăr, respingere, licori albastre XXL. La transfer de pe alții, poți refera și angul respectiv, voi nu. Când transferi un caracter... sau te referi transferul de pe item shop sau transferul de pe server, de pe un server temporar pe altul. Ideea e că nu știu, dar ar trebui să la servici permis de transfer server, nu știu, selectăm țara românească, item shop. Trebuie să scrie transfer simplu include status de toate echipamentele, piesele de echipament pe care le ai în inventar. Nu trebuie așa, cel puțin un slot liber pe care nu poți deocamdată niciun obiect așa. Lista prieteni, prima logare, conținutul depozitului și al depozitului în magazine va rămâne pe serul anterior, toate mesajele căsuță, obiectele Young Savon ce sunt atașate mesajelor îți vor trimise în e-mail-ul GM după transferul caracterului. Bănuiesc că cele din... Da, din poștă. Uite, ai 30 la zile dispoziție să colectezi atașamentele, apoi toate e-mail-urile GM vor fi șterse. Deci dacă transferi caracterul de pe un server pe altul, atunci îți pui toate itemele, nu itemele, tot ia în gola pe poștă și îl primești pe serverul pe care mergi. Mai sunt tine. Deci da, răspunsul este poți. Bazar. Merge direct în bazar. Bă, nu știu, mă, aș da level campion. Să dăm level campion, să nu dăm level campion. Ce ziceți? Adică m-aș pune să fac skill-urile, după aia aș da level campion. Bine, că dacă dăm level campion, direct merg pe Yohara atunci, dar n-aș da. Pentru că așa, așa că nu cred că dăm level campion. Bă, nu s-o astea, mă, nu se văd. Dacă s-a abonat cineva și n-am văzut, îmi pare rău. Să văd eu. Bun, asta încă merge, ok. Deci da, răspunsul este poți. Dacă te-am ajutat cu acest răspuns, mă bucur. Bun, hai să mergem să facem niște cioburi, ceva, am chef de cioburi. Avem chef, adică nu, am chef de cioburială. Dar alchimia să o dezactivez. Mersi, mersi, mă, încă plăcere, mare dragă. Iau licorile astea, vezi? Licor violet, mai ia și de aici. Altceva, ăla eu, care se oferă primul, nimeni, bun. Băgăm niște cioburi aici corecte pe caracterul de 61, bine, nu știu pe care, ei, cam deschis. Deși atent, asta parcă am crezut că sunt la 8 foni. 47 de moști, nu, bă, aș lua armură din asta, mă, jachetă din asta cu mobi, dar nu știu ce să zic, merită. Armură, așa. Sora, jachetă șarpelor, da? Credeți că s-ar merita să iau așa ceva? Ar merita să investesc bani într-o armură din asta? Uite, asta e cu 2 mobi 18. Asta e drăguțică, dar... și scumpe, bă!
20 de von, nu dau atâția bani pe armură din aia. Nu, aia zic, nu o să merită. Mai bine stăm cu armura asta de mobi, pe noi. Bă, dar trebuia să facem armură cu mob, mă, nu să dăm în coreaua aia. Pe contul ăsta cred că am făcut cioburile. Bine, asta e și contul cu care batem la, la carduri. Asta sta cu aura pe, da, am și luat mănuși. Avem pulpe din asta de broască o grămadă. Chiar ești curios până la sfârșitul evenimentului cât, câtă pulpe din asta de broască facem. Domnul Stalin, dacă mai ești pe live, poți să-ți arăt acum echipamentul cu care fac eu cioburile. Numai să văd dacă am făcut cioburile aici, deși cred că le-am făcut. Da, am făcut-o. Deci, fii atent, fiți atenți. De ce dau asta jos, nici eu nu știu. PMS-ul trebuie să-l pun. Așa, meniu, adică la, la meniu. Rest, nimic. Mă, nu știu, trebuia să mai pun aici două, să am în caz pe alte conturi. Bun, asta a fost. Coiful, armura rămâne aici, ăsta rămâne aici, cureaua. Mi-e ciudă că contul ăsta nu are mănușă din aia tineri eroi și pică mai greu cardurile. Deși cred că o să mut eu pe un alt caracter pe, pe care am. Luăm caracterul ăsta și pe ăsta cred că am făcut. Nici nu mai știu. Atâtea caractere am pentru cioburi că nu mai știu pe care fac. Aici văd că nu am misiunea din nică, lipsește mâine. Da, bun. Deci aici nu am făcut. Aici cred că și aici le-am făcut. Da. Și pe ăsta le-am făcut, nici nu știu. Deci pe bune, atâtea caractere. Pe unele am tură de cioburi duble. Dește puterea. Uite aici nu am. Uite pe ăsta putem face. Bun, acum o să vă arăt cât de repede fac eu corurile. Aici mai am mănușă 8 minute. Aici am pietre pentru ăsta. Unătățește un obiect. Acum, șefule, imediat se rezolvă. Gata. Bă, dar botul ăsta, azi l-am văzut cum o lua ban, n-o trecut, deci vă spun, botul ăla a luat azi ban, deci din fața mea a luat, și n-o trecut 15 secunde, că a apărut iară. Deci n-o trecut 15 secunde. Voi vă gândiți? Deci omul ăla are lăsat calculatorul aprins, consumă curentul ăla, doar ca să scrie aia pe chat. Și nimeni nu cumpără, că știe lumea că e țeapă. Deci gândiți-vă. Turnul demonilor. O să găsim, bine, și eu pe ceva și un om intrat, unde e cel mai probabil e full. Da, exact ce ziceam. Da, și ca idee, dacă cineva bate aici, mă duc eu liniștit. Din ăsta, M67. Mă duc eu, sparg eu metinul liniștit și mă duc sus. Și atunci automat dă logout și, no. Ridicăm un pic mai sus pe scaun, că nu mai pot să stau, mă doare fundul. Bă, cred că am și ceva cărți pe ăsta. Uite aici am un set. Cartea, abilități, talisman. Sper să plece ăla. Atâta mă rog să plece ăla. Dacă bate cu mine în cameră... A, uite, vedeți? Eu da logout, omul să duce jos, să-și vede de treabă, da, să zic. Să faci corurile în DT-ul e cel mai bine. Plus de asta și mulți mobi, mai spică brățări din astea care poate mai au bonusuri, mai au... Că mai pică, mai vezi câte o brățară cu 10-15 vânt. Ce-ți mai ieși după aia un von, cât o fi. Eu am vândut brățări cu din asta cu 15 vânt, cu 10 vânt și să vând. Uite, 670 de puncte în jocul. În jocul ăla prinde regele. Nu știu, trebuie să lăsăm mai multe conturi
Trebuie să vedem cum facem. Dacă s-ar da safirul ăla, am luat niște vouchere și atunci am băgat câte un atac automat de 7 zile. Atâta era, 49 de MD-uri era, un voucher. Dar cred că și voucherul s-a sărit acum în preț, că toată lumea își lasă contul pe auto, toată lumea vrea carduri. Și cred că o să facem noi război, eu am un războinic de 70, cred că o să-l facem 75 și îl băgăm în catacomba. O să mă duc eu cu Sura, îl rezolvem ea cu DT-ul, nu e nicio problemă. Bă, ce mă scat, a murit aici, așa e. Bă, dar ce mă scat de ăștia. Bă, la side acum e vrăjește, din câte mi-aduc eu aminte, nu? Vrăjește era. Cred că o să mor. Bine, la ăștia, na, cum ziceam, na, vampir, na, nu rezist eu la ăștia, așa bine. Că de obicei îmi fac corele în prima cameră, adică primul etaj. Atunci acolo, na, n-am nicio treabă. Facem iară din nou schema cu corurile, adunăm multe coruri, pe aia dăm pac, pac, dăm în ele, iasă miticul. Bine, normal, corurile alea erau pentru un video, care trebuia să vină, dar acum nu mai vine că am dat în ele, așa că trebuie să fac altele. Pe țară, cu nimic. Și picărel relativ bine cioburile, relativ. Deci am făcut un cor jumătate pe primul, de fapt pe al doilea etaj. Ce are stat pe cercei? 35 atac, mamă. 20 vampiri, 20 diavol. Nici nu o să întreb preț, că sigur e cu 40 de vânt, ceva de genul. Cineva cu chef de bătaie în SD3? Nu, frate, SD3-ul noi. În SD3 noi nu mai... Toată lumea se bate acolo, toată lumea își dă... No. Ce are asta? 10 semi, 20 diavol. Ne mai uităm și la itemele de păstrică, poate... Poate dăm de ceva frumos. Bine, numai să ne uităm cât de cumpăra, nu-l cumpăram. Și cât folosesc mantică, și mantile mele drope singur, nu am nicio problemă. Deci nu pot să zic că investesc mult ca să fac cioburile. Mă, nu, și arăm drope singur, cum ziceam, mantile mele drope singur. Ceea ce durează timpul ăsta de a face corurile, că ăsta e mai mult. Că aici stai să faci la coruri, mai ales când faci de atâtea caractere, crede-mă că ți-a cel puțin 4, între 4 și 5 ore să faci toate corurile aia, pe atâtea caractere. Ca să vedem, avem drop la vrăjește pe la ăsta? Eu am mai dropat orisoane mici. Hai cu vrăjește. Un vrăjește, doi vrăjește. Dacă stai să te gândești ce este un von pe manti. Nu-i probleme de mantică, ale oricum nu se fac greu și un von tot face acum și dacă vinzi cărți și pietre. Bă, dar nu da vrăjește. De ce n-ai da vrăjește? Bine, oricum depinde câte mantii vii și la câtă cantitate. Pentru că, de exemplu, eu nu vând mantii în general, doar că pe eventul de CL sau pe... Când cineva chiar are nevoie, atunci vând 400 de manti la un von. Și se cumpără. Crede-mă că se cumpără. Ăla e profitul meu. Pentru că mai târziu eu iau câte 600-700 la un von și pe alea vând 400. Bine, nu vreau să zic că e bișniță, că ceea ce fac eu nu e bișniță. Ceea ce fac eu e bulangiu, de fapt. Dar bă, e profitul meu. Dacă se pot face bani din asta. Bine, nici n-am mai vândut manti în ultimul timp. Mai am... cred că 2000 de manti mai am. De fapt, 1800 că am luat setul ăsta. Mai am ceva manti. Mamă, dar n-am... două coruri am făcut. Da, și urc aici până sus, sparg metinul. De obicei stau pe spate când sparg metinul. Le stau așa.
Nu vrea să vină. Că s-a pornit filmare pe cu GeForce Experience. Eventul ăsta prinde regele Camaiurea cu drop slab accesibil. Da, știu. Dropul din map 2, pauză. În map 2 nu... Foarte mult pică la categoria 4. Foarte mult. Deci, eventual, templu, cum îi zice, SD3, sau, na, V2 SD3, după aia mai catacombe, V4 e așa, e cam praf drop-ul, nu se merită în V4. Dar în rest mape de dropat nu prea ai. Din păcate. Din păcate nu prea ai. Da, ca și drop accesibil în hărți nu prea ai. În, iarăși, în DT-ul nu prea pică. Ce om încă nasă. E să sunut. Stați așa cum am uitat după cioburi pe jos. Ne-a zic, drop accesibil la carduri nu prea ai. Da, zic, cele mai bune hărți îi, cum am zis, templu, sus la brotaci sau la despoție, la scândurile alea. După aia mai urmează și V1, și V1 e ok, V1, V2, SD3 și după aia catacombă. În rest, nu prea ai unde. În map 2 nici nu se pune problema, nu recomand map 2. Bine, cine își lasă conturile pe auto în map 2? Na, într-adevăr, se fac și acolo câteva. Te fac și acolo câteva, dacă lași câte 3-4 ninja, tot faci, într-o zi faci două seturi. Pică foarte greu. Și nu se merită să bagi mănușă și să bagi atac automat pe ele ca să faci 2-3 seturi. Pentru că cel mai bine e să ai un cont mai mare, cel puțin ăsta, cum îi spune, 100 sau 115, 120 sau așa mai departe. Și să mergi să dropezi conturi, ce conturi să dropezi, mă băiatule, să dropezi mănuși pe alte conturi. Pentru că te poți ajuta de mănușile alea. Eu de-aia am mănuși, uite bă, aici nu mai am mănușă, de-aia nu pică mie cioburi. Că dacă îți dropezi mănușa și pui pe perioada în care bate, crede-mă că dropul se simte. Este metinul bun. Eu bat doar cu mănuși, eu m-am dropat acolo. Mai am 15 mănuși, ceva de genul, 15, nici nu mai știu. Nu, de ce m-am dus să dau înapoi în ala? Ceva de genul, cred că 15 mănuși, mai am 14, 13, da, irelevant câte, mai am acolo câteva. De asta zic că te ajută foarte mult. Și na, itemele cu 20 drop, 20 pe cercei și pe brățare, 20. Te mai simte și de aici. Bă, dar nu pică ciuburi, mă, care e faza? Mamă, dar ce încet de asta. Așa, așa se mișcă. Zici că... Păi ia somnul. Mai un ciob. Bine, cred că o să urcăm la etajul următor și atunci facem acolo în camera aia. Problema e că cu rezistatul cam slab. Uitați, aici deja mi-a luat 10 minute să fac... 3 coruri, 4 aproape. Dacă spargem etenul și mergem să trezim. Carte avem, suflet, trup roșu. Vrăjește, n-avem. Bun, și acum ne dă sus și facem aici. M-a speriat că nu mă teleportează. Acum începem aici și luăm așa câte puțin. Ca să nu avem probleme cu rezistatul, că de rezistat cam greu la ăștia. Așa cum am uitat pe OBS, am uitat de cât timp suntem live. Suntem live de oră 49. Bă, dar așa repede trece timpul. Vă dați seama. Cioburi la categoria 2-3-4, nimic. Mamă, dăm să scap odată. Bă, nu mai am mănușă site sau ce? Mamă, mai am 3 zile pe ea. Aia e. Ești mai prost, să zic așa.
Deci atent. Deci de când am urcat sus, un ciob nu mi-a dat, dar a, primul ciob. Acum s-o gândi să-mi dea și eu. Bă, deci mă rup ăștia, bă, mă rup genunchi. Acum, hai, mai avem un cor. Mai avem un cor și plecăm pe următorul caracter, bineînțeles. Aici avem două seturi. Mamă, vezi că e bine. Dacă nu iau așa mulți mobi, că după aia nu mă mor. Mă iau cum doarme caracterul. De vreo că și pe mine mă ia somnul când fac cioburi. Sincer vă zic, deci cât timp fac cioburi, mă ia somnul. Stau așa și mă uit și nu mai știu ce se întâmplă. Și atunci caracterul tot bate și se duce înainte. Ia. Bă, nu-i bine, bă, iar stau până la două. Bă, și ce are? Stai cu mine pe live aici. Stai cu noi pe live, de fapt, nu cu mine. Stai cu noi pe live, mai facem un giveaway, mai extragem un cufăr Hydra. Nu vrei, a? Lasă, bă, că de dormit o să avem timp tot. Bă, aici era un loc bun. Mâine la 8 sunt picioare. Aia zic. Trebuie să vezi ce fain e când mergi la muncă cu 3-4 ore de somn. Hai să vezi ce fain e. Ioi, dar ce dau ăștia. Mama doamne. Gata, am luat ciobul și am plecat. Bine, hai, o și omoară, bă. O și omoară, bă. Na, stai. De asta nu puteam să mor. Hai, mă! În sfârșit m-am urat. Pe start oraș, e direct o lasă moare și dau oraș că mă dă mapunul și atunci scutesc să dau schimbă caracter, să mă teleportez, să nu știu ce și atunci mi-e mai rapid așa. Ia, mă pac. Bag toate aici în depozit. Op, că-mi luat microfonul. Bă, mă aud bine? Da, mă aud bine. Hai că se vede și pe OBS, nu e nicio problemă. O să pun mai aproape. O, m-au zis bine. Meni, manti, picorurile astea. Mănușul o lăsăm aici. Cred că am dat tot, da, am dat tot. Nu, canul nu l-am dat. Canul nu l-am dat. Canul, porc, da, can. Da, se aude bine, aia zic. Ca să știu de o treabă, nu de alta. Ca să știu de o treabă. Acum poate facem corul ăsta și dăm iar în ele. Poate mai scoatem ceva. Doar că acum o să dispar. Adică o să dispară facecam-ul pentru câteva minuțele. Pentru că nu se poate spune. Așa că o să vă las aici, dar sunt aici cu voi. Nu pot să vă spun de ce, dar o să revin imediat, nu vă faceți griji. Hai să mutăm eu toate astea. Uite, aici am un orison. Bă, fiți atenți. Hai să facem o chestie. Intrăm pe Sura. Dacă cumpere de la aia de pe chat 115 până la 24 de euro, te trezești mâine cu talibanul la ușă. Nu te că te trezești cu talibanul la ușă. Te trezești și cu gaură în portofel și cu contul banat. Pe Sura am zis că trebuie să intrăm. Pentru că ăla-i schema, ăla-i schema acolo, nu... Dar așa că m-am blocat pentru o secundă. Bun, i-am făcut cu bobiță. Nu, ăla-i schemer. Nu cumpăra pentru că i-am spus cuiva, deci am pe cineva, un prieten, să zic așa,
El, poți zici că el n-are chef să farmeze și el își cumpără voni. Și eu zic, bă, uite-l pe ăsta, mă pun, ăsta e legit. Și am zis, bă, nu cumpăra că nu, e bot ăla. E automat, se pară. Și ce face omul meu? Omul chiar o cumpărat și și-a dat gaură în portofel. Bine, nu știu, ceva de genul 25 de euro, 50 de euro, nici nu știu. Și am zis, bă, tu ești prost, de ce ai cumpărat, mă? Bine, tot norocul lui a fost că o cumpărat prin prin PayPal și a putut să-și retragă banii înapoi. Hai să vedem, intre ceva pe zodiac asta, hai să vedem. Pac, eșuat. Cum era să fi schimbat media acum? Hm? Era? Bun, hai să luăm totul. Punem can, aici am licor vers violet, manti, mănuș am. Deci chiar am două. Unul o să pun în depozit, corurile să le iau. Și îi dăm viteză la următoarea tură. A, ok, ăsta e alt cont. Data trecută era un războinic din ăsta bărbat. Acum văd că e alt caracter. Bunătățește un obiect avem. Sau ce avem, mă? A, dezasamblează? Dezasamblăm acum, nu e nicio problemă. Ești nebun că scot birou de înțățăni. Așa. Ei luăm și corurile. Acum mergem, nu vă faceți griji. Ăsta lasă-l aici. Mergem și facem și corurile astea. Eventual dăm iară la sfârșit în ele, dăm în toate. Poate dăm iar în toate corurile. Ne găsim loc sau iar urcăm în DT-ul? Ia uite că am găsit loc. Hai mă. S-a închis web-ul. Nu, eu l-am închis. Pentru un minuțel, două. E, acum nu pot să vă spun de ce. N-ar fi frumos. It's family friendly. De fapt nu, nu family friendly, nu. Pa. E bun palma pe care îl fumezi. Am mai pus ganja, ganja. Nu ganja, mă, nu. Nu așa ceva. Numai că o să spun drept, un fumător și nu permit pentru că nu știu ce persoane se uită la mine pe live și atunci ca să evit toată treaba asta mai bine opresc eu pentru câteva minute și îl repunez după. Deci nu e o mare tragedie. Ca să fiu sincer, să nu zic că vai că gata, se pornește web-ul în viață, nu vă faceți griji. Gata, am revenit, gata. Ce ați crezut că a scăpat? N-ați scăpat. Ați crezut? Na, și pe caracterul ăsta dispun de mănușa tinere roi și atunci ciobul repică iar bară un gâzic că mănânci mici care au fost lăsați pe grătar trețile gustui ca pixul. Nu știu, nu pot să zic cum e. N-am încercat. Sau poate am încercat. Va rămâne un mister. Bă, urcăm sus? Bă, hai să urcăm sus să batem mă la regele ăla, că poate mai dropește. Mai dropește, da, mai dropește, îmi vrăjește. Hai, zic, dropește. S-a blocat web-ul? Nu, cred că s-a blocat web-ul. Ametinul ăsta de 50 nu avem drop, așa că e sănătos. Poți să iau ciobul ăla fără să iau toate chestiile? Nu. Ciob, ciob, ciob. Ce-i? Ametis, 20 drop. Hai că îmi dai 6 la 200. Bă, nu mă ocup cu chestii de genul, mă, ci Dumnezeu mare. Uite, licoare de atac. Se sătură. Bă, țesătura aia are preț.
Nu vorbim despre așa ceva că ne luăm, mare disable. Bine că s-ar putea face live pe Twitch sau pe Kick, dar nu ne băgăm noi pe Kick și pe astea. Pagubă, pagubă, aia zic, pagubă 13, pagubă medie, pagubă abilității. Ia uite cum pică cioburile aici. Asta zic, un caracter cu mănușă din asta, din cufăr ucenic, se simte altfel drop-ul. De-aia la caracterele alea stau un pic mai mult, e mai așa și așa. Ia ce șarfă are ăla? 25, 10, medie, mamă, le coarg zodiac. Mamă, 5 gheață are pe ea. Da, mă. Așa. Bă, cufere din astea argintii, astea iar o să aibă preț în viitor, pentru că o să vină evenimentul ăla iarăși cu, insula Comorii, deci adunați, bă, eu așa o văd. Deci mai bine mă pregătesc de acum pentru eventul ăla decât deloc. Bine, mă nu știu dacă o să mai intre vreodată, dar și dacă intră, știu că s-a asigurat. Dar dacă nu, nu mă deranjează să le pun acolo cuferele și cheile și să le uit pe un cont să fie acolo duse. Că nu strică niciodată, nu știi niciodată ce se poate întâmpla de spicy boostere de la KFC sau shawarma. Bă, shawarma aia, nu știu cum să spun, dar shawarma românească hit diferent, gen pe bune. Uite cu ciob, am luat. Nu știu, mă, n-am mai mâncat, bă, aș mânca o shawarma, bă, faci poftă. Aș mânca o shawarma din asta așa, din aia tip românească, că ăștia de aici unde stau eu, ăștia știu numai salată să pună, nici măcar cartofi să spun în shawarma. Hai să vă povestesc că am fost odată și mi-am luat așa ceva, ba, era kebab, nu era shawarma. Și am zis, lăsa-mi pună cartofi înăuntru și s-o mirat așa că, cartofi? Păi nu cartofi, ți-am cerut să-mi pui cartofi, i-am zis că plătesc extra. Eu am impresia că nu i-am plătit extra, dar omul mi-a pus cartofi, dar cred că omul ăla s-a gândit, bă, ce Dumnezeului se întâmplă? Bă, nu știu, ăștia nu știu să facă, n-au nici sosurile, ăștia, vă spun, ce sosuri au, îi iaurt cu niște pătrunjel și sare. E nici chiar. Dau ceva sosurile lor. Bine, acum nu pot să zic că ăștia nu știu să facă din cauza pentru că ăștia sunt talibani. Din ăștia habibi și atunci nu știu ei ce e aia o shawarma. Asta, chiar asta ziceam, că dacă le dai la ăștia o shawarma din asta românească, pe ăștia rămân mască, ești nebun. Păi ca vrăjește, nici nu m-am uitat. Vrăjește? Vrăjește cu B? 1, 2, sfârșie. Nu o dă vrăjește. Când se termină, ciubul la 4 dimineața și merse o shawarma, au, ce bine cade. Bă, mai bine că am murit, nici n-am fost atent. Bă, eu nu știu, eu nu lucrez. Lucrez în schimburile alea, eu lucrez de dimineață și de după masă. Dacă s-ar putea numai de dimineață, ar fi splendid, dar nu se poate. Din păcate. Ah, am terminat corurile și nici măcar n-am ajuns la metinele alea. Dar să iau măcar corurile astea să le am, coruri, cioburile, ca să le am pe data trecută. Misiunea zilnică n-am colectat-o. Nu mai pot să o colectez când nu mă pun-o. Pe start oraș. Hai, mă. Bă, nu știu, mă gândesc ca hai, mă, videourile. Doamne, că am deschis toate chestiile, am deschis numai misiunea aia cu corul, nu. Mai ca videourile pe care le facem pe canal să fie cu facecam, dar nu știu ce să zic. Așa că mă mai gândesc, vă anunț. Dacă se întâmplă ceva, de fapt stai că iar trebuie să mă uit acolo și nu acum. Vă anunț. Bun. Hai să punem toate astea iar în depozit. Manticoruri, picorile sunt aici, am meniu.
E canul să nu uit canul. Bine, nu știu de ce iau canul, că nu ajută chiar așa de mult, dar se simte. Se simte acolo. PV-ul ăla, pentru PV-ul iau, nu pentru... Aici o colectăm mâine. Ideea e că, cum ziceam, alea 200 de coluri care s-au deschis acum o oră, cred, erau pentru video. Așa că trebuie să ne punem să le refacem. Aici văd că am mute, mai am 21 de ore mute, nu trebuie. Uite și aici am două orisoane. Trebuie să băgăm orisoanele astea. Intră obmetine. Hai să-i primul, eșuat și al doilea, hai. Hai. Hai să-l încălzim, de sus în jos dăm și eșuat. Nu se schimbă, mă, nu se schimbă. Aici avem piatra dragon și avem și coluri. Bun. Aici nu putem face misiunea. Dar băgăm așa, băgăm numai corurile. Meni, manti, licori avem aici. Corurile astea 10 trebuie să le luăm. Cred că ăsta o să fie și caracterul care o să lăsăm pe auto pentru... pentru cardurile astea. Vă văd și aici mai mult set. Am primit mute odată pentru 6 ore fără să scriu pe chat. Bă, aia se întâmplă din cauza că poate scrii ceva asemănător cu care n-ar trebui. În sensul că dacă scrii euro, ți-a luat mut, ca să înțelegi. De-aia asta și boții scriu EU. Nu scriu euro pentru că îți poți lua mute. Dar bine, eu nu am luat mute neapărat din cauza că am scris ceva ce nu trebuie. Din cauza că eu când văd pe numai pun care mă nervează, eu îi dau direct, îi dau acolo, îi dau să aibă carne în frigider și atunci automat îmi iau mut pentru că este vreun GM pe care e invizibil în mapunul și atunci... Salut, salut, cont cu PUBG Mobile. Azi mergem în turn. Mergem în turnul demonului. Eu văd că aici deja e cineva. M70. Aici am spart o metină. Mergem pe 4. Mergem pe 4 că poate găsim loc pe 4. Bine, mă, știu că chat-ul meu a fost blocat temporar pentru spam. Dar e mute din ăla în care stai numai, trebuie să stai online ca să treacă. Dar nici nu stau, că nici nu mă deranjează. Atât de tare mă doare că am luat mute. Nu mai pot. Trebuie să vedem după. Bă, acum vreau să zic că am luat corurile, că văd că nu... Coruri, cioburi, sunt cioburi, nu sunt coruri. Uite, cufăr, argint, auriu, asta e răzbune, deci de aici poți să aduni o grămadă. Poți să aduni o grămadă. Plus, pietre astea prețioase de demon, iar au preț. Suvenire, iar au preț. Ia, hai să... Bă, bun, am luat mantii, am crezut că iar n-am luat mantii. De obicei mi se întâmplă când mă duc în mapunul, adică să schimb caracterul pentru cioburi și uit mantile pe caracter sau în depozit. Bă, nu știu câte caractere mai am, dar mai sunt pe care... Bă, da, acum am zis că de ce nu urc sus să mă duc să bat regele ăla, că poate... Poate avem noroc de a dropa un vrăjește. Să sperăm. Să sperăm. Ametinul ăsta n-avem drop, din păcate. Bine, ideea e că am contul ăla de 70, care e pe schimbă, sau ăla de 61. Încă nu știu, încă nu m-am decis. Vreau să-l fac level 100, să-l fac 105. Da, să pun o glavie ceva pe el și să
să-l duc în fermecată ca să farmez la metinele alea, pentru că acolo sunt mai multe și am șansă mai mare. Acolo am șansă mai mare de a dropa vrăjește decât să mă duc în mapele mici. Bă, a, bun. E aici. Pentru că în mapele mici e plin, map 2 nu are rost, de-aia am și dat caracterul nivel 6 și nu, pentru că nu se merita să-l țin nivel 30, pentru ce? Pentru map 2. Mai bine știu că îi dau 61 și atunci l-am pentru evenimente și pentru felul de chestii. Da, într-adevăr, la metine nu prea am unde să farmez, îi doar în muntele Sohan, sala alea de 65. Dar nu se merită, așa că mai bine îl țin pentru celeul sau pentru orice altă chestie. Numai că trebuie să facem rost de mănuși din alea de jumătate de oră care intră aici sus. Numai că alea pică din cuferele alea de fier, ladă de fier și cutie, cutie, ladă și nu mai știu ce mai este una. Ladă, așa. Cutie, ladă și nu știu ce. Din alea, din alea pică. Gata, m-am mutat pe poli. Ai reușit cu negoțul? Ai reușit? În sfârșit am găsit pe cineva să dea și a dat el primul. Hai zic. Am avut nevoie de intermediar. Nu e nicio problemă. Ți-am zis, dacă vreodată sunt persoane care vor să facă negoțuri între servere, vă ajut cu mare drag. Nu iau taxă, nu am nevoie de taxă, pentru că prefer să nu cer taxă, dar să iasă toată lumea păcată. Ca să nu fie probleme că vai că dă țeapă sau că am nevoie de taxi. Eu, pe mine mă bucură faptul că pot să ajut pe cineva. Că n-am pentru ce să iau taxe, că ce. Eu oricum sunt farmer. Băi, aș fi intermediar, n-aș da țeapă, dar și dacă e un negoț de 10 cavon direct la mine, vine tot. Bă, nu. Nu, eu nu. Indiferent de cât ar fi negoțul, bine, oricum nu pot să zic că 10 cavon, că nu se va întâmpla. Dacă nu ai un status cum are cei de pe grupurile de Facebook, să fie gen, nici nu știu, sunt mai mulți. Na, nu vreau să le dau nume în momentul de față. Nu prea ai șanse. Și plus de asta, multă lume ar zice că nu știu ce, că sunt YouTuber mic, am 500 de abonați, că nu au încredere. Na, eu sunt conștient, mi se pare normal să nu poate să aibă încredere. Dar lumea care e pe canal și care intră pe live-uri și care stau pe live-uri, eu sigur că nu dau pentru că nu dați apă, pentru că am avut un rubin strălucitor în inventar, am avut evantaiul lui Mr. Lucas la mine, deci acele persoane, și poate și Mr. Lucas să confirme că nu aș pleca cu un item, pentru că evantaiul ăla care l-au avut, nu pot să zic că a fost un evantai de 50 voni. A fost un evantai de poate 300 de voni. Nu am nevoie de itemul altuia. Pentru că ceea ce am eu e al meu. Și mă bucur cum îl fac, pentru că totodată o persoană când face un item e super hype. Deci la modul că bă, că am făcut ăsta, mamă ce forță. E cum îți iau cu scutul, de exemplu. Cum e scutul meu ăla de... Cum e titanul, cum l-am făcut. Și decât să, bă, să-l amăgesc pom, să simtă trist, nu văd sensul. Mai bine nu. Mai bine, bă, corect, pentru că, bă, cum eu sunt corect cu alții, văd că somn de cum se cade, că nu umblu cu mișmașuri din astea. Ca și cu, cum îi zicea, cu Licanul de pe seria 0 donații. Bă, la rândul meu am ajutat și oamenii care m-au donat pe poștă la momentul ăla m-au ajutat. Pentru că nu pot să zic că nu mi-au donat oamenii pe poștă. O persoană mi-a donat 28 de von, altul mi-a donat Rubin, Mythic, Copac, Full, iară, Onyx, nici nu mai știu ce mi-au trimis pe poștă. Deci iteme care costă. Au venit, cum mi spune, Nevermore, de băiatul cu caracterul level 30 campion. Au venit, m-au ajutat la orș cu unul, că s-a băgat unul care mi-a dat stream snipe. Deci
Vorba aia, bine faci, bine primești. De asta zic, nu... Ai de ce să iei bucuria unui om care se bucură de ceva. Cum, e, cum a fost eu cu scutul. Pe live, nu pe live, pe film, pe video. Sau când am făcut cureaua cu mobi. Ale toate reacțiile mele sunt live, deci nu să zic că bă, acum fac, știi, și fac așa și tai și după aia o pun direct plus noua mea, nu. De asta zic, toate astea sunt făcute live pentru că fiecare are bucuria lui când face un lucru anume. De exemplu și tu la fel acum cu, cum îi zice, cu negoțul un server Tiger pentru Poli. Și tu ești bucuros acum că ai făcut negoțul, ăla se bucură de ce ai dat, tu te bucuri de ce ai și toată lumea se împăcată. Lecții de viață, ce vorbești? Mamă, ce, aici așa greu de cioburile. Noi mai avem un cor, nu? Da, avem 14. Îl facem și pe ăla acum. Avem o gură de în suculețul ăsta, mai tragem de el. Că... altceva e când faci tu ceva plus nouă zodiacă sau titan ceva. Bă, zodiaca mea... Te-ai jurășit. Mamă, 2 milioane. Vezi că zodiaca mea, ce-o am pe sura, aia e făcută de mine plus 9. Zodiaca aia a fost plus 4. De pe țară românească a fost luată. Ah, ok. Acum am aud, nu? Da, acum am aud. Ah, nu mi-am dat seama că nu mă aud. Da, ceea ce ziceam. Recapitulăm. Ca la școală, recapitulare. Să se iau cioburile de jos prima dată. Că... altceva e când faci tu ceva plus nouă zodiacă sau titan ceva. Și ziceam de zodiacă, că zodiaca pe care o am eu... e făcută de mine. Era, aveam o trăvită și na, era de pe țara românească. Deci zodiaca mea e adusă de pe țara românească. Și eu n-am avut banii ăștia ca să o cumpăr, pentru că am găsit-o pe shop la 35 de von. Și eu mi-am vândut o trăvită cu vreo 15 von. Na, o trăvită cu 39 medie. Ce mai avea acolo, nu prea a fost cine știe ce. A prețul pe atunci era undeva pe la 13-15 von. Am vândut-o. Nu mai știu, cred că cu 14 am vândut-o, ceva de genul, 13-14, bar n-am. Și mai întreau încă 20 de voni. Și de unde făceam rost de 20 de voni? M-am împrumutat de la un lican, de la un băiat. El era un lican, era, bă, na, nu știu dacă mai joacă în prezent. Îl chema Invincibilul pe țară românească, pentru că de pe țară am dus toate itemele. Și eu n-am avut bani să o fac plus. Și oamenii, na, că eram cu breaslă. Oamenii din Breaslă ce-au zis? Bă, te ajutăm să-ți faci zodiaca, oamenii m-au făcut o plus 7. După multe eșuări, după sute de zeuri eșuate și sute de cufere zodiac cumpărate, oamenii m-au făcut o plus 7. Și mi-au zis, bă, de aici te descurci tu. Na, ce am zis? Vă dați seama că am zis că, bă, mulțumesc, că, bă, zodiaca, am făcut o plus 7, na, nu eu, au făcut-o ei plus 7 și... am zis să-i dau plus 8. Țin să menționez că i-am dat cu zeu. Deci nu i-am dat cu manual, nu aveam bandă manual, nu știam eu ce la manual. Și am făcut-o plus 8. După un timp ce a rămas plus 8, mai bine de jumătate de an, am zis, bă, îi dau plus 9. Piatră lunii de pe Itemshop, de la tombolă.
Cufere Zodiac făcute de mine. Magică din Hydra. Tot de mine luată. M-am dus să mă pun, m-am pus acolo. A stat așa cu fereastra de la plus deschisă. M-am gândit, îi dau, nu-i dau, îi dau, nu-i dau, îi dau. I-am dat. Și vă spun sincer, prima magică, primul plus 9. Și gândiți-vă că magica are șansă de 5%, șansă de 5% să iasă plus 9. Pentru că e ca un bless. Asta e ideea unei magice. Și când am văzut că e plus 9, am decolat. Gata. Asta e povestea zodiacii. Ce avem aici? Dulțește o piatră. Și așa am ajuns la mie o zodiaca mea. Plus de asta am mai pus eu elemente făcute de mine. Scoase nu erau de mine, scoase am plătit. De pare că pe atunci scosul nu era chiar așa scump, scosul era undeva pe la 2 voni. Bine, am avut norocul că eram și din breaslă și na, m-a mai ajutat lumea. Acum unde vrei să ajungi cu contul de pe Poli, care e următorul boss? Bă, următorul meu boss, spun sincer, melee. Deci vreau să fac melee. Deci nu, momentan, nu vreau să-mi fac 5.000 de conturi de melee, să-mi fac plin de melee, nu. Vreau să fac ninja-ul. Deci vreau să fac ninja-ul și să îl încerc prima dată. Să încerc să fac melee-ul. Nu mă interesează cât timp. Nu mă interesează cât timp scot. Important e să reușesc să-l fac. Pentru că Sura cred că ar avea damage. Sura ăla cred că ar avea damage. Ar fi vreo problemă. Dar ninja-ul nu cred că ar avea destul. De asta trebuie să facem rost de niște orisoane. Să schimbăm bonusurile 6 și 7. Să dăm un pic, să prindem ceva putere, foc sau niște valoare. Bă, și eu am spus odată și cred că și pe video am spus-o. Nu contează că itemul are 15 valoare atac. Are 25 și așa mai departe. Bă, oricât ar fi atac, 5, 10, 15 și așa mai departe, ajută. De-aia și scutul ăla, pentru că lumea o... Na, cine a văzut clipul sau care mă știu, mi-au zis, bă, că ce-i cu scutul ăla, că ăla nu-i bun deloc sau că nu știu ce, bă. Hateri sunt mulți. Dar îmi pare rău că, nu știu, tu cine știe ce faci pe acolo, îți cumperi iteme cu bani real, asta nu-i problema mea, că eu nu fac chestii de genul. Bă, scut, itemele ce le am eu sunt ale mele. Eu mă bucur de ceea ce fac, indiferent că e mai slab, că nu are 50 atac, valoare atac magic, damage, nu știu ce. Itemele mele, frate. Fiecare se bucure de ce are. Bă, stai că mor aici. Hai, mă. Fiecare se bucură cu ce are și ce reușește să facă. Dar care este Șerban, dacă mai ești aici? Mai ești aici cu noi? Care este motivul pe care? Care e motivul care ai vrut să... stai că nu mai știu să vorbesc. Din ce motive ai vrut să te muți pe Poli? Adică te-ai mutat pe Poli? Din cauza că suntem aici și facem content și... Da. Mă bucur. Mă bucur că mai vine lumea pe Poli. Pentru că, na, acum cu Tiger Ghost-ul, toată lumea Tiger Ghost, că vai, că ne jucăm pe Tiger Ghost, că ce bine merge Tiger Ghost-ul, că nu știu ce. Mi se pare așa, gen, deja toată lumea are mii de conturi, că înainte era pe bază de invitație. Și bine, și acum e pe bază de invitație, doar că când, de exemplu, un influencer de pe Tiger Ghost are nevoie de două conturi, el are deja invitațiile acolo și le folosește, poate care ar trebui să le dea. Bine, nu pot să mă plâng că și mie mi s-au dat invitații și eu am primit invitații de la Number și de la
Deși de la craze și așa mai departe. Doar că nu mă joc. Adică am cont acolo, aș putea să mă joc, dar nu știu dacă să o fac. Pentru că noi suntem aici pe poli, nu știu, cel puțin pe poli. De fapt nu zic bine, nu pe poli, pe Tiger Coast nu este un YouTuber, să zic așa, care să progreseze cu caracterul. Cel puțin eu nu am văzut. Toată lumea pe bișniță, mai bine Carpa. Bă, Carpa iară, da, nu pot să zic Carpa e rău. Și Carpa Tiansu e bun în felul lui. Problema e că nu are atac automat și îi plin de bișnițari și de ăștia, cum le zice, de barbutiști. Nu am nimic cu barbutiștii. Ei sunt treaba lor, noi suntem în treaba noastră. Să zic așa, aia e cea mai nasoală chestie, că nu are atac automat. Dacă vrei să mergi să crești conturi în V4, trebuie să ți le crești tu de mână. Și nu stai să crești conturi de mână, cel puțin eu nu. N-aș face chestia asta. Mi se ia chef să o mai joc, sincer. Chiar mi se ia chef să o mai joc, nu știu de ce mă... De ce m-aș mai juca dacă trebuie să-mi cresc conturile de mână, așa? Cât e voucherul pe poli? Cred că undeva pe la 3 voni acum, 3 voni 25. Ori urcat pre... stai că am vrut să dau schimb caracter. Te simți și... Te simți ca și în vremurile bune. Bă, nu mai vreau. Cunoșteam pe cineva de pe serverele vechi, eu vorbesc de serverele vechi acum, serverele care erau... erau pe atunci, pe vremea aia. În care era un ninja, eu încă știu numele, bine, nu cred că se mai joacă în momentul de față, era un ninja, se numea Top de Top, și omul, deci ca să vă imaginați că nu știai ce bonusuri ai nevoie în V4, nimeni nu știa, toată lumea săgeți, nu știu ce, nu știa nimeni că diavol, că... Na, mă rog, și... Omul, deci știu că bătea manual, pentru că am avut și eu contul lui, vă dați seama, am bătut și eu, bă, vă știți ce greu se crește în prima cameră? Deci vă spun pe bune, vă știți ce greu se creștea în prima cameră? Gândiți-vă că omul a făcut nivel 99 în prima cameră din V4. Și nu vorbim acum de regenerare și de... Acum crești bine în regenerare. Dar dacă nimeni n-ar ști, hai de cap, ce ar fi atunci? Deci vă spun, nimeni nu știu că ai nevoie de diavol, de fulger, de reflectă. Vai de cap, vai de mine, a stat ceva. Crede-mă că s-o stat să facă nivel 99 foarte mult. Pentru că, cum ziceam, nimeni nu știa. Nu, nimeni nu știa ce ai nevoie. Nevoie fulger, cine știa ce... Erau coitemele astea de level mic. Că colier cu fulger, acum coif cu fulger, avem brățară cu 15 fulger, 20, diavol, absorbită, pătrundere și nu știa nimeni din astea. Deci acum că ne plângem că vai, că ce greu cresc conturile, bă, mă cresc bine. Pentru că o persoană nouă care se apucă și... Ajunge la nivel 75 ca să facă 95 și vede cum crește, zice, mamă ce greu cresc, mamă că nu știu ce. Păcat oricum, erau vremuri bune, acum parcă nimic nu mai e așa, nu te mai bucuri de nimic ca atunci. Bă, atunci era jocul un pic mai viu, pentru că atunci toată lumea știa, era nou în România și era hype-ul ăla, că vai că metin, acum nimeni nu se mai joacă. Acum îți spun... 85% din jucători sunt jucătorii vechi. Nu, doar un procentaj mic din player vin noi. Rubinul full PVM, valoarea atac medie apărare, nu? Bă, eu îl consider ăla un Rubin pentru mine cu apărare. Cum ziceam, la mine nu, Rubinul nu e full PVP, full PVM. Bă, Rubinul cu rezistență medie te ajută și ăla în unele locuri. Rubinul cu apărare
fii așa. Acum, îți spun de pe acum. Depinde ce caractere îți faci. Dacă îți faci un war, aură, clar, iei rubin cu apărare. Dacă îți faci un Sura, iei cu rezistență medie. De ce? Sura are armura vrăjită, care... Sura m-a făcut. Atunci ții rubin cu rezistență medie. Într-adevăr, la nivel mic, se simte mai mult apărarea. Se simte mai mult apărarea decât rezistența aia medie. Doar că la nivel mare, nu o să mai fie așa, crede-mă. Mă, tu n-ai murit. Așa. Nu știu, eu m-am jucat tot timpul pe Sura. Cum ați văzut și pe Țara Românească, nu știu dacă v-ați uitat la clipul de pe canal cu giveaway. Dacă nu v-ați uitat, tu te intri și uită-te. Pentru că e giveaway pe Țara Românească. Deci rezistență medie, medie și valoare atac. Da, eu așa am echipat pe Sura. Eu așa am echipat pe Sura. Nu știu, mie mi s-a părut ăla mai pro, mai eficient decât unul cu apărare. Pentru că n-am pentru ce să ajung la 1200 apărare. Că ai văzut, ai rezistat de 3 și V4. Da, n-am avut nicio problemă. Și gândește că eu când am dat scraperele mai vechi pe canal, alea vechi, primele, oai de capul meu, clipurile alea blană, thumbnail-ul ăla blană, vai, făcut în paint. Ești nebun că era, zici că era făcut în paint. Ești pe bune. Când am dat level, aveam emuri, aveam, da bine, aveam și costume și din astea. Dar n-am avut probleme. Dar crede-mă că dacă ești full fulger, ca și Sura, reziști. N-ai niciun stres. Bun, am mai terminat încă un caracter, 20 de coruri. Aici, cu fără ăsta chelpi, trebuie să-l trimit iar pe Sura. Uitați, vedeți, așa mă ajung mie itemele acolo. Fac aici, trimite. De ce nu schimbi elementul de pământ pe FMS cu întuneric? FMS-ul ăsta e o parte din mine. De ce am nevoie pe diamant? Valoare, atac, magic, rezistență, abilitate și abilitate. Ca să întreb cu FMS-ul așa cu rezistență pământ, cu puterea pământ. Nu se merită. Deci nu se merită să schimb. Dau mai mult, dau să plătesc pentru pergamentele alea hex să-l scad sau să... Da. Mamă, dar pe astea am fost acum? Cred că am fost pe astea, nu? Asta zic că nu se merită. PMS-ul ăsta l-am avut pe vremea când eram eu nivel 61 pe Țara Românească. De pe atunci ai. Și... pentru ce? Cam talismanul. Bine, am făcut eu greșeală. Eu mai aveam un FMS cu 40 de medie dus de pe serverul temporar, de pe sol. Și am avut un pergamen gheață înainte să transfer caracterul. Și l-am băgat și a intrat. Și acum am element plus 1 pentru că am zis că îl fac pe ăla de cum îi spune, de turn pentru... pentru turnul demonilor, să-l fac cu tuneric. Nu trebuie să scazi, doar să schimbi elementul și rămâne aceeași valoare. Eu știu, dar costă. Costă mult. Și la un FMS din ăsta, crede-mă că nu se merită. Nu se merită așa. Mai bine, lasă-l așa. De fapt, cred că este pergament din ăla de scos... Asta pentru cal. Da, mă. E la servicii. Nu? Nu se poate. S-ar plăcea să adaugi un efect de set diferit la momentul tău. Nicio problemă. Acest obiect este posibil pentru a elimina efectul. Acesta va elibera momentul tău pentru un efect și mai bun. Nu știu dacă e... Cred că el se referă la seturile a cavaler și la... La alea cred că se referă, nu la astea.
Încărcare rezistență, asta e pentru mercenar, cred. Da. Extindere, donație mare. Se merită 13 ori pentru diamant mitic, opac, cum ai zis tu, cu valoarea TAC, magic, rezistență, abilitate și abilitate. Da. Da, pentru că eu clarul... Bine, eu am luat clarul mai de mult. Nu costa atâta. Apărare magică trebuie. Ca și Sura? Ca și Sura, de ce avea nevoie de... De fapt, stai, mă. Nu-mi zic că l-ai cumpărat. Că... Da, de fapt, da, mă, că Sura arme nu dă valoare atac magic. Nu l-am luat. Da, mă, dar dacă... Acum am dat seama, Sura arme nu dă valoare atac magic. Bine, oricum, pe mine nu mă deranjează, că oricum nu mă bat. Acum rămâne la decizia ta. Dar dacă vrei să fiu un pic mai strong, așa, să fiu un pic mai tanky, poți să iei din ăla cu... Deci cu apărare, da. Bă, da, Sura, ia stai, mă. Shaman Calican și Sura Magie Neagră are atac magic, nu? Uite, mă, trebuie pe mine. Stai, păi, bă. Avem wiki, dragilor. Stai că nu găseam asta. Metin 2, Sura, fiți atenți. Stai că vă spun acum și spun eu ce trebuie să iei. Recomandări. Îți spun imediat o secundă, fiecare magie. Așa, protecție. A, asta e protecție, mă. Inteligență Dex. Descriere în joc, atac, tinte. Atac, deci Sura BM-ul are atac magic, atac magic, deci toate magiile lui sunt bazate pe valoarea atac magic. Iar Sura, cu restul, spun acum, Sura e bazat pe atac magic, atac fizic, deci risipa e atac magic, vârtejul dragon, atac fizic. Așa. Lovitura degelui, atac fizic și... skill-ul ăla nou, atac fizic. Deci Sura dă valoare atac magic numai pe... Da, doar Sura. Deci ca și Sura poți să iei cu rezistență. Poți să iei cu rezistență fără nicio problemă. Mai bine cu apărare atunci. Da, poți să iei cu apărare, mai bine. Bun, hai să... Este metin. Hai să marcăm o dată. Bă, dar n-a picat urăjește, bă. Până acum, deci când am bătut regele ăla, ieri, da, ieri au fost dropuri la orisoane, mi-a dat 3 orisoane. Acum nu mi-a dat niciunul. Bine, nu orisoane, vrăjește. Ieri au fost orisoane, azi au fost vrăjește. Bă, n-am jucat cardurile. Aveam carduri, nici nu m-am dat seama. Na, dă-le pace. Coruri avem de tătura trecută. Ăsta, mănușă tinere roi, are... Cred că o să punem pe contul ăsta să bată. Așa. Nu există cooperare pe sticlă, am înțeles. Atunci ia cu valoare atac magic, asta e. Mare scofală. Nu contează oricum apărarea sau atacul magic pentru că este un număr, nu un procent. Păi, eu știu. Bine. Eu am luat atunci diamantul ăla. Na, că ăla a fost full, a fost full din full și am zis, bă, decât să echipez așa semi-gol sau, am zis că le iau pe ăla. Acum că ce-o face el, treaba și-o face, nu-i nicio problemă. Că, vai, că nu dau un cac cu risipa la M, dau un ca 100. Risipa trebuie să-și facă treaba, să ia magiile jos. Licorile verzi și violet și aia. Bă, ia ce ar trebui să fac eu, e să fac asta, mă. Cum îi zice? Aura aia pe toate caracterele. Dar cine mai stă să investească în astea? Că îți dă plus de cioburi. Deci, atent, deja am bătut jumătate de cameră și mi-a dat numai două cioabe. Ciobulețe.
Parcă își mai dă drumul, drop-ul ăsta. Dar nu, nici vorbă, nu-și dă drumul. Stați că am vorbit eu prea repede. Bine, adevărul că 25% drop-ul ăla se simte. Adică gen drop-ul de la server se simte foarte mult. Pentru că acum e la albaștri și da, nu mut caracterul albaștri, cam am nuntă făcută cu Sura, Shaman și o de mai mult. Nu mai dă mouse pe poli de la început. Nu, ori scos treaba aia, ori anunțat pe serverul de Discord că se scoate. Ar trebui să găsești un menu, un Nelly, ceva la un von 2. Și vă spun de pe acum, cei care mă urmăriți acum, faceți-vă conturi, nu conturi, caractere pe serverul nou, Dracon sau cum s-o numi el, pentru că nu se știe cu ce server fuzionează. Poate fuzionează cu România, de fapt nu cu România, că cu România au fuzionat serverul ăla Luna sau care au fost. Poate fuzionează cu Poli, poate fuzionează cu Carpa, poate fuzionează cu nu știu ce server. Faceți caractere și la fuziune o să aveți mai multe caractere. De-aia recomand să vă faceți caractere pe toate serverele pe care e posibil. Prut o muscă în fața mea. O muscă. Pentru că nu se știe cu ce server. Dar din ceea ce am înțeles, nu sunt sigur, nu pot să zic că e 100% treaba asta. Parfi au zis pe un video că fuzionează cu serverul Emerald. Nu știu ce să cred acum, nu știu cât de adevărat e chestia asta. E așa, deci nu pot să spun că e adevărată. Dacă e așa. Bine, acolo am impresia că nu am atâtea caractere. Nu cred că am atâtea caractere acolo. Dar și să nu am mare scufală. Nu mă afectează cu nimic, oricum nu mă joc pe... La un DMG de 3 ca apărare magică scăteam undeva la 32 DMG din calcule. Abar n-am. Nu sunt atât de avansat încât să știu. Abar nu am, sincer. Nu știu, nu le am cu valorile astea, cât, unde, când, ce, de ce. Poate așa o fi, poate nu, abar n-am. Am făcut eu. A, păi atunci... Tu să ne spui calculele, că eu nu știu. Să ne spui tu calculele, tu ești matematician aici. Faci un test, nu știu, eventual... Da, nu știu cum ai calculat, ce ai făcut, ce ai pus pe tine, habar nu am. Nu stau să fac teste de genul. Din test e greu, nu vezi? Nu stau să testez chestii. Bine, alte chestii din formula de calcul de damage. A, ok. Atunci, așa o fi. Poate ai dreptate, nu știu. Oh, mulțumesc RR frumos de abonare. Oricum, să stai să te testezi. Da, ca și ultimul video al lui Taker cu Shamanul. Adică nu știu dacă era ultimul, nu știu, meritele recomandate, m-am uitat. Deci Shaman de 75 zicea că dă slab, că dă 32 de cap pe cont gol, nu știu ce. Bă, nu știu acum dacă dă bine, dă rău, cât dă bine, abar n-am, dar mi s-a părut atât de amuzant că el zice că dă slab. Păi, bă, băiatule, poți să ai ce iteme vrei, da, de nivelul respectiv, mă refer, 75, adică 55-75. Când dai într-un cont gol care n-are nimic ca să faci un test, ăla e irrelevant testul. Nu știu, părerea mea, așa o văd eu acum, nu mă duc să-i dau hate că vai că e slab, că bă, șamanul ăla nu dă slab. Nu am investit în aia, cum zice, amuleta aia, nu știu cum zice, nu gardienilor, mă rog, știți voi la ce amulet, din cufere valoroase pers. Și zice că dă slab, bă, șamanul ăla nu dă slab.
Acum, cu cine te bați cu ăsta de 75? Cu... Mergi te bați cu Parfi sau cu... cu Didi sau și așa mai departe? O să fim serioși pentru ce-l faci. Că te duci în set de 3, farmezi cufere. Mm-hmm. Vine unul, frate, level 30. Dă, îți face teta. Fuck. Nu mă dă din mână și cum te omoară numai aerul cum vine spre tine. În primul rând, pe Tiger Ghost nu sunt persoane care se bată atâta cum e aici la noi. Aici la noi, pe țara românească, vă dau un exemplu, țara românească, da? Pe țara românească e Vuvu care stă map-ul non-stop. Bă, deci mă prupe cu filmulețele alea pe Facebook cu suraul lui, că ține la cotet și bă, gen, eu mă duc acolo să mă uit, mă amuz cum să înjură în comentarii, că e mai mult să înjură decât... E prea de tot, mai next level. Deci țara românească e next level, n-am ce să zic. Prea amuzant să vezi cum se înjură acolo, dedicați, bă, ei sunt acolo trup și suflet, ești nebun? Stau ei acolo, stau așa cu mâna pe piept, stai că nu se vede microfon, stau așa cu mâna pe piept și tu uit așa, bă, nu, și nu mai aveți cum să înjură. De asta zic, țara românească e next level. Numai eu am plecat din cauza că n-am avut evenimente. Pe vremea când m-am mutat eu caracterul, nu erau evenimente. Și după ce am mutat caracterul, după o săptămână, ce zice Halfope? Dă să pun acest post și deja apăruseră evenimentele săptămânale. Da, de luni până vineri, sâmbătă, duminică, căluri, pescuit și așa mai departe. Aia mi-a fost ciudă. Pentru că nu m-aș fi mutat. Bine, cred că dacă nu m-aș fi mutat, poate n-aș mai fi avut canalul acum. Cred. Asta e. Asta cum e bine și aici. Bine, acum oricum nu mă mai mut. M-a luat-o, voi bă, iurea. Acum oricum nu m-aș mai muta înapoi din cauza că am toate chestiile aici. Toate chestiile sunt aici, le-am conturi, caractere. Unde mai am eu 20 de caractere pe ăsta? Pe un cont, gen. Ceea ce mi-e ciudă că m-am oprit din a juca jocul ăsta o perioadă și am avut un războinic. Vă spun, acum era de pe serverul Taurus, deci erau serverele alea unde aveam secure uriașă plus uriașă plus 8, nu mai știu. Știu că aveam un dragon din ala plus 7. Bă, deci itemele alea erau, bă, erau altceva, mă. Acum vine omul meu nivel 30 cu FMS în mână, îmi dau un atac spirit, m-a culcat. Pentru că acum, na, toată lumea excelentă, mitică, excelentă și așa ceva. Asta e metinul bun, cred că o să mor aici. Nu mor. Pe vremea aia să te bați era altceva. Atunci era cumva... cine mai... Bine, și acum mai ideea e că cine e mai bun, da? Îi... Așa. Acum... Toată lumea, cum am zis, are alchimie, șarfă cu apărări. Deci vorbim de șarfă cu apărări, nu cu atac. Cu, din asta cu atac magic și cu... Din astea. Da, na. Acum ai... Practic, dacă ai bani, ți-ai făcut contul PVP, pe atunci ce dropai aia foloseai? Că cine știa de schimbă, de vrăjește și de 6-7, atunci cu ce aveai, cu aia te băteai, mă? Aveai, fai, când vedeai că nu ți-a să izbitura la M, fa, și e banderole uitării, că nu știa lumea ce să alea. Eu vorbeai că când îți picau banderole uitării, erau, bă, gata, am luat bani pe ea. Da, eu înțeleg că jocul avansează, că e normal, că trebuie să avanseze și jocul. Avansează și jocul odată, na, cu lumea și se schimbă între timp. Problema e că jocul a avansat cumva și în bine și în rău. Bă, stai mă că eu aici mai am o tură de cioburi, mă, ce fac?
De asta zic că jocul a avansat cumva și în bine și în rău. Bine a avansat pentru că... fac chestii noi, apar lucruri noi, mape noi, mob noi, locuri de farmat noi și așa mai departe. Doar că e rău pentru că jocul încă vine cu bug-ul care se blochează caracterul cu mâna sus, black screen-urile, se blochează caracterul când intri în joc, în sensul că rămâne așa, nu îți vezi caracterul, dar tu ești conectat. Și multe altele. Te blochezi în pădurea fermecată, cel puțin te blochezi în nimic. Și mai vin, și mai sunt mai multe. Doar că nu se rezolvă. Avem coruri. Deci dacă tu ții o tură de coruri și o bagi în depozit și iei alta și faci, nu le poți stivui, adică să le pune peste alta. Iar problema asta, corurile zilnice la fel. Iarăși, o grămadă de cufere. La ce regatești? La regatul galben. Este regatul galben pentru că aici am avut caracterul făcut. De asta zic, sunt foarte multe bug-uri în joc, sunt foarte multe lucruri nerezolvate. Companie, deci nu vorbesc de un joc atâta, vorbesc de un joc care e o companie, vorbesc de un joc care e o companie imensă. Și nu suntem în stare să rezolvăm problema cu hackerii. Bine, hackerii ori fi în orice joc. Și nu pot să zic că nu sunt în orice joc, pentru că chiar sunt în orice joc. Doar că, bă, jocul ăsta e un joc vechi. Da, vorbim de joc din 2009, apărut în România. Nu vorbesc de jocul care a apărut în... nici nu știu. În 2004, 2005, 2006, nici nu știu cât a apărut în Corea. Cred că în Corea... Vezi CS2 ce acolo, nu mai joc CS, am dat quit de la CS, ultimul meu meci de pe CS. Îți spun, omul level 7 face it cu Oleg. Da? Ce pot să mai zici? Dacă și cei de pe face it, bine, vă dați seama, cum cumpărat. Vreau să zic, jocurile sunt plin de hackeri. Și nu mă refer doar la jocurile shootere, cam orice joc. Pentru că și Metinu și până și pe LoL, pe League of Legends și până și pe Dota și pe orice joc, mă. Deci nu, n-ai cum. Astea jocurile, astea e. N-ai ce să faci. De asta zic că nu știu dacă se încearcă să facă un anti-cheat pe Metin. Bar n-am. Din păcate nu se știe. Bine, nici nu știu dacă se lucrează, că lor le e bine, cumva. Cred, nici nu știu. Era perioada aia în care au vrut să nu mai fie hackeri și ce au făcut oamenii? Ei vindeau Yang direct de pe item shop. Deci aveau pus să cumpere Yang direct de pe item shop. Dai seama, cumpăra Yang, bine, era scump, vă dați seama că... GameForge, adică nu vorbim despre sumă mare și ieftină. Vorbim despre, nu știu să zic, 10-15 milioane și cumpărai cu 25 de euro, ceva de genul. Oricum, după avansajul cu tot mai mult și din, cum am zis, din bine și rău și bine și... Pentru că șansele pe jocul ăsta, de să zicem în procente, poate 10%. Deci nu exagerez. Deci jocul să-ți reușească ceva la plus 9, șansele sunt foarte mici. În rest, alchimia, șansă. Păi credeți că șansa la alchimie e 50-50? Chiar deloc. Șansa la alchimie poate 20-70. Adică, bineînțeles, 20 reușită. Doar că trebuie să, bine, nu exagerez, poate nu 20, dar undeva 40-60 sigur. Dar trebuie să ai norocul ăla, pentru că pe jocul ăsta ai
azi ai o zi bună și de atunci următoarele 10 zile ți s-au dus. Că numai în eșori și în lucruri. Da, asta e jocul. Pentru că nu-ți scrie concret o rată de succes sau nici nu știu. De exemplu, uitați-vă un pic că ăla care a zis că la claritate 70% șansă, nu e adevărat. Șansa la claritate nu e 70% șansă. Poate șansa de eșuat sau de reușit. Dacă te referi la șansa de eșuat, sigur. Ți-am zis, trebuie să ai noroc de tot. Atunci erau vremuri bune. Erau și atunci vremuri mișto. Nu e adevărat, șansa la claritate nici măcar nu e 70%. Pentru că dacă mă duc acum și iau, să zic așa, că iau 5 mitice, nu, mint, 4 mitice, din alea 2, din alea 4 mitice, din alea 4 mitice, poate nu-mi iasă niciunul. Un clar mă refer. Sau poate iasă, deci, da, cea mai mare șansă de eșuat. Faci un clar, poate unul faci, sau poate nu faci niciunul. Sau poate ți eșuază primele două, deci să zici că ai patru, da, ți eșuază de două ori și după aia din alea două faci poate clarul. Deci asta e ideea jocului. Din păcate. Și problema e că noi nu știm despre jocul ăsta, ce se întâmplă în viitor, îi te duce spre bine, se mai lucrează la el, să facă update-uri. Ai breasla ta, dar am și breasla mea. Numai breasla asta e de donat. La level 6 se lasă bată pentru rege. Nu știu, map 2. Map 2 sau la orci. Nu la fanatici, gen la orci negri. Dacă e Ninja Arc, mare greșeală. Ninja Arc. Hai să vă spun o treabă. Ninja Arc nu o să bată niciodată mai repede ca un războinic. Sau ca un Sura. Ninja Arc se chinuie. Pentru că un mob poate are nevoie de 4-5 hituri. Deci vorbim cu armă tiner eroi, cu arc din ăla de la tiner eroi de nivel 30, da? Se chinuie și nu se merită. Mai bine îi faci un războinic. Și credeți-mă că bate mult mai repede decât ninja ăla. De asta ninja nu... Ninja era bun la evenimentul OK. Și de iarnă, și de vară și de iarnă, ăla în care lăsai map-ul. Acum nu se mai poate, pentru că orică am văzut că se abuzează de chestia asta foarte multe conturi map-ul. N-am să mint, pentru că și eu am avut 5 conturi lăsate map-ul. Pentru că primele mele videouri în care am deschis pare mi se stingea monitorul în 60 de secunde. Revenind, eu am avut 5 conturi pentru că primele clipuri ale mele când am deschis cuferele OK erau cufere făcute de pe 5 conturi. Deci nu pot să zic. Și cumva mi mai OK, doar că bine, pentru mine e OK, pentru că eu nu am probleme cu caracterele, cu itemele, să zic că n-am unde să-l las. Probleme pentru cei mici care se apucă de joc. Bine, cum am zis, nu prea se mai apucă lumea de joc, pentru că deja persoanele astea care se joacă sunt deja venite de mult și încă se joacă. Doar că este acolo procentajul atât așa, atât de mica, atâta, care se mai joacă lumea, care vine lume nouă și vede că îi trebuie nivel 70 ca să beneficieze de un eveniment. Păi și atunci unde e plăcerea să mai juca playerul ăla când el are nevoie de nivel 70 și el nu știe să... Și el are ce e la HP, PV-ul adică. Când îi pică un item cu PV, ce mai poți să zici? De asta nu sunt de acord. Da, bun, bă, nu facem de la nivel 70, dar facem de la 30. Cum îi prinde regele, cum îi profet auriu, cum îi și multe evenimente... Din ăsta, nu ăsta, dar mă rog. Ăsta cu șeful lumii, cum e ăla în care
cu cuferele la Decimus, în care dai în boss-ul la 1 damage. Despre ăla zic. Ăla știi nivel 3, nu 70. De la caracterul 70. Da, da, asta e decizia lor. Dacă nimeni nu încearcă să schimbe decizia asta, asta e. Asta e, n-avem ce face. Să sperăm că în viitor poate mai primim și noi ceva evenimente noi, că cam se repetă și deja sunt plictisitoare. Adică, bun, ăsta da. Ăsta e ok, nu e rău. Evenimentul cu ouă magice. Din nou, nu știu cât timp la rând, 3, 4, 5 ani, apar n-am. Aceeași chestie. Apar metine ouă, pică ouă magice, pică vrăjește. Ouă, aduni ouă, le duci la... Nu, le duci la iepuraș. Atâta. Bă, nu știu. Bagă ceva sistem, nu știu, te-a jucat carduri, nu știu. Bine, la carduri avem deja, mă rog. Dar, nu știu, te joci acolo, ceva minigame din ăsta, care dă puncte, omor mobi, dă puncte, faci bănuți, duci, cumperi de la iepuraș, chestii. Idei sunt. Deci idei sunt. Dacă cei de la compania noastră minunată a jocului Gameforge ar asculta un pic de playeri, ar fi altfel, dar nu este așa. Eu vă mulțumim Gameforge pentru acest joc. Sperăm să nu luăm bană. Bă, începurăm live-ul cu 576. Bă, ușor. Ajungem la 1000, mai avem puțin. Bine, puțin, mai avem 40%, 50%, 57% am făcut din asta. Da, și din păcate, multă lume vizionează contentul, chiar foarte multă lume vizionează contentul, dar nu se abonează. Asta, da. Marmură de pescuit, da, într-adevăr. Mă duc să pescuiesc acum. Bă, nu știu ce avem mâine la evenimente. Trebuie să scrieți pe respect. Ia uite, domn... Cerban... Bă, da... Tu de ce n-ai rol de moderator? Gata. N-aveai pe Discord rolul de moderator. Să-l fi dat la celălalt... Că mai este un Cerban. Eu mai... Bă, sunteți doi Cerban, mă. Eu am dat la alt Cerban. Gata. Ai... Te-am dat gradul. Ai moderator acum. Așa, revenind. Colt, văd că ai echipat Rubinul și Diamantul Mitic. Așa multe chestii ai avut. V-am trădat, m-am mutat la tablou, care e cel mai mare drop. Da, man, nu e nicio problemă. Nu, nu ți-am spus eu unde să vii să te joci. E, ceea ce contează că ai venit pe poli. Pentru că Mi-ar place ca poliu să fie odată 7 de von pe Tiger Cash, pe 37 de voni aici. Da, zic, mi-ar place ca poliu să fie un pic mai populat. 5-5 aici, mamă, așa mult, așa mare e rata. Bă, așa mare e rata. Na, revenind. E 1 Tiger, 1-5 poli, mamă. Vezi, bă, bine că ai așteptat și nu te-ai grăbit și că ai găsit. Aia contează, răbdarea. Bă, stai că nu m-am uitat aici. Aici, nu mai am nimic, nu? No. Mai avem la caracter, fai de că mai avem o pagină și încă două. Unde că nu facem noi atâtea coruri în seara asta, că e ora 1 în România, acum lumea doarme. Doarme între ghilimele, că nu doarme. Bine, uite aici am un cor, normal, de asta zic, cor de la misiunea zilnică. L-am uitat aici. Acum e aiurea că... Cât e un elixir roșu mare, nu știu, un von jumate. Cred că pe acolo. Uite, de exemplu, iau corul ăsta normal, da? Două coruri, aceeași clasă, nu se poate stivui.
De ce? Pentru că au un altfel de cod. Pentru că jocul ăsta e atât de vechi încât nu merge programat într-un program, merge cod scris. Da, asta e. Bă, ce scot aici, mă? Bă, aici nu a murit Sony, nu? Nu. Uite, aici avem licor verzi. Nici nu știu că am aici licor, le-am scos și pe astea. Că era să mierelesc acum, că eu am o tură de coruri luate. Bine că n-am luat-o. Trebuie să desasamblez. Desasamblez pumnalul ăsta. Pumnalul ăsta cuțit, nu știu ce, da. Bun, mai are acum, mai facem o tură de cioburi. Adică aici avem două ture de cioburi, deci aia mai înseamnă încă 10 coruri. Da, și deja am făcut 40 de coruri cu tura asta de pe războinic. Bă, se face. Mamă, nu aveți idee dacă așa... E o listă de evenimente lunare pe Discord? Da, există. Stai o secundă. O secundă. Uite, o să o și trimit pe camera de evenimente. Unde-i? Evenimentele pe luna aceasta. Ale sunt. Ce este acum? CL și nu mai știu ce. Am văzut că era CL. Așa că dai bătaie, fă level, fă rost de niște mănuși, mâine la CL mergi în templu și faci acolo niște CL-uri. Nu contează câte, bă, câte faci, atâtea faci. Cum am zis, e binevenit, indiferent că sunt mai multe, că sunt mai puține. Bă, și dacă faci un stack de 200, dai, faci 2 vuni, le vinzi. Și mai faci niște bănuți. Că vezi că, bine, la, eu ce să zic, că eu am venit cu miile de păsări temporar. Sperăm că mai primim o servă temporar. Bine, nu știu când mai primim, cred că iară tot așa de pe perioada Crăciunului. Ceva de genul, pe perioada Crăciunului. Am o mănușă site, am luat cu voucher, aia zic. Oh, hello. Hai că s-o spar metinul. Nu cred că pot. Hai, gata. Uite, pare tu. Hai atunci. Pot te duci jos. Gata. V-am arătat piticuța. M-a plecat. Aoleu, te apucă și pe tine acum. Lovitură deget, mamă. Vedeți că am luat o carte bună în seara asta. Deci nu mai am nevoie. Deci nu mai am nevoie de tăișe și de dinastia. Am nevoie de cărți dinastia, mă, de sura. Vârtej dragon. Lovitură deget, risipă dragon. Risipă dragon, what? Risipă magiei. Dacă aveți cărți dinastia și dropați, trimiteți-le pe poștă și vă dau banii pe ele. Îți cumpăr eu tăișele. Okay, am pus-o nu pe shop, nu știam. Am vândut ăla. La ce nivel să fac bani și unde? Nu mă refer la coruri. Bă, bani se fac peste tot. Bani se fac peste tot în sensul că... Deși, atent. Îți recomand. Dacă ești la început. Nu, și fragmente, dar vreau să-ți explic acum. Dacă ești la început, știi jocul, fă misiunea, fă-ți 4 caractere. 1, 2, 3, 4, îți arăt că știu să număr. Faci 4 caractere, faci misiunea cu inelul de logodnă.
80kk, 90kk un von inelul de locodnă. Da? După aia, faci nunta pe două caractere, de recomandat șaman și contul tău principal, la ce îți face războinic, sura, ninja, nu știu. Mergi sus în templu, cauți pe cineva care dropează coifuri, îți golești inventarul, ți-l, bă, nu lași nimic. Bine, ce nu le poți vinde, le lași acolo, îți dai seama. Și trebuie să fii nivel 35 ca să faci fragmentele, ca să știi. Și faci fragmente. Faci fragmente o perioadă, nu știu, bă, nu zic că trebuie să faci fragmente 10 ore pe zi. Nu, bă, o oră dacă faci, o oră. Scoți cel puțin, nu vreau să zic, poate 50 de milioane, dar 50 de caca. Faci. După aia, faci chestia asta, na, cum ziceam, între timp, nu trebuie să faci chestia asta în permanență, să o faci 10 ore. Faci o oră. În timpul ăla, după ce te-ai plictisit, mergi, spargi un metin, mai dropezi o carte. După aia mergi, mai poți să minerești. De exemplu, în timp ce spargi metine, bine, dacă ai două monitoare, bine, în cazul meu, eu am trei. Pentru mine mi-e ușor. Îți lași contul să minerească. În timpul ăla spargi metine. Ceea ce minerești, transformi în minereuri, în finisaje. Și vinzi. Și pe lângă aia, după ce faci, na, poți să faci chestiile astea, îți iei un voucher, nu îți recomand să ții mănușă pe 30 de zile. Dacă ești la început, ia-ți o mănușă pe 7 zile. Cu mănușa aia, mergi, poți, ai mai multe opțiuni. Ai map 1, ai map 2, ai orci, ai deșert, ai muntele Sohan, da? Map 1, banderole roșii, la Mijung, Mijungul ăla trist. Da? Deci ăla e prima opțiune. Pică mai greu, într-adevăr, da, pică. Dropezi una, două. Vorbesc poate în 10, 20, 30 de minute, să dropezi două, e bine. Pică greu, într-adevăr. Iar vrei să faci bani? Du-te la orci, esoterici. Esoterica fără plus, două bucăți, 100k. Ai vândut 10, 8 milioane. Ai făcut 8 milioane. Și alea chiar pică repede. Iar ce să-ți mai zic? În deșert, picioare de păianjen. A, deci te referi, nu-i bă, am explicat pentru alte persoane care, na, poate să, na, nu știu dacă chiar sunt nivel mic, dar e ca idee, deci bani se fac oriunde. Nivel mare, 90-120, 105, două caractere, razador. După aia, beta, în beta, hărțile toate beta, cu fărent uneric, 1.200.000 bucata. Pe lângă asta, Manti, inele, pasoli, cărți, banderole uitării, ai mai multe opțiuni. Deci opțiuni sunt, credem că opțiuni sunt. Hai mă, dă-te de aici. Deci credem că opțiuni ai peste tot. Pescuitul numai la evenimente. Pescuitul numai la evenimente să merită. Nu merită să stai să pescuiești. Crede-mă că sunt metode de a face. Ceea ce mai putea să faci, ți-am zis. Minerit. Chiar și dacă ești level mare, mineritul merită. Cât e finisajul Lacrima Cer? 12 milioane. Cât? 12, 8 milioane, ceva de genul. Gândește-te că două conturi. Două conturi în templu. Ai făcut 8 milioane. Poate, da, într-adevăr, un 10 minute, dar poate în 20-25 de minute ai făcut. Și chiar vreau să încerc chestia aia cu fragmentele. Să dovedesc, gen, să fac chestia aia ce a zis cu inelul de locodnă și să facem un clip ca să dovedesc că nu e atât de greu să faci și nu vorbesc de... Era bine dacă era autofish. Cum e auto-atac, era, ce vorbești, era autofish. Așa stăteam pe spate când pescuiam. Stăteam 10 conturi așa în linie, pescuiau.
Da, păi îți dai seama că de asta nu există, pentru că ar fi sketchy. Bine, există autofish, dar sunt lucruri necurate acolo. Acolo se întâmplă lucruri necurate, dacă știți la ce mă refer. Bă, las-mă că și iată că ăsta automat își face treaba. Stai măcar să activez licorile, să nu mai bag eu. Își face și el treaba. O lăsam autofish pe Bobu, pe private. Bobu. Nici nu vreau să zic în pui mei că... Și eu am jucat cu hack. Deci că era vorba că era plin de codați peste tot. Da, cum știu, și eu am jucat cu hack. Și pe rouă încă. N-am luat bani, nici în ziua de azi. Nu. Ideea e că m-am jucat și eu cu hack, pentru că era inevitabil. Când ai un hack gratuit care poți să-l folosești fără niciun stres, clar o să-l folosești. Indiferent că ești o player legit sau nu. L-am folosit din cauza că mi se părea distractiv, nu neapărat că farmam bani cu el sau făceam yang și îl vinteam nou. Mie mi se părea distractiv, mie îmi plăcea cum te puteai urca așa peste perete, eu mă vede cum pleacă caracterul în sus. Sau când te puteai teleporta oriunde pe hartă și când încercai să te teleportezi, să bloca așa tot clientul că nu se încărca harta. Era iară să auto-miner, gen să minerească singur. Eu mergeam la nivelul în ultimul etaj de la DT și băteam îngerul. Păi cum treceai de fierar? Că trebuia de nivel 75 să-l bați. Adică să treci de fierar. Eu așa știu. Dacă folosești hack pe rog cu în singur cont, o să iei bani pe toate cotrinile. Dacă ai folosit sau nu hack. Am spart metinul. Asta era metinul bun. Na. E sănătos, n-am știut. Dacă te dai zoom out pe radar, vezi, uite, dacă te dai zoom out pe radar, vedeai etajul de mai sus și te trebuie. Vezi, eu chestia asta nu o gândeam. Păi stai mai un pic, și cum intrai în temp, în turn la 30? Știam că ai nevoie de nivel 40, adică la nivel 1. Aoleu, cred că o să mor aici, că am dat mantii din greșeală. Era buton de teleport pe Bob, nici n-am știut. Exista așa ceva. Bine, am avut Bobu. Eu Bobu n-am avut. Eu am avut ăla M2 mod PL. Polonia. Bă, iar am murit. Voi vedeți ce se întâmplă acolo, nu? Voi vedeți ce se întâmplă. Na, de asta ziceam, nu am experimentat atâtea hack-uri de metin. Am avut și o parte în care erau gratuite, na, era plăcere de tășca. Era un hack care se influențeze drop-ul, erau multe hack-uri. Doar că să vă spun un hack care nu a mers niciodată, și eu cred că o încerca foarte multă lume, ăla de arăta negoci, de accept și să dădea și lui accept. Ăla nu mergea. Ăla era țeapă totală, era ăla. Ăla nu mergea. Acolo erau două persoane. Vă dați seama, videoclipul nu avea voce. Erau cu muzică din alea non-copyright și punea lumea. Și arăta că deschidea el fereastra acolo și punea și... Ziceai că trebuie să dai accept și repede și nu știu ce. Chestii care în când ei se vorbeau, ziceau, bă, la 3 dăm amândoi și era 1, 2, 3, el dădea ok și după aia plecam și dădea logout. Chestia aia nu e adevărată. Deci ca să știți ce vă, chestia aia nu a fost adevărată niciodată. Practic chestia aia era un keylogger care trebuia să vă fure datele. Doar că vă dați seama că pe vremea, erau videoclipuri destul de vechi, nu se mai chinuia nimeni cu ele atunci, nu i-or mai interesa chestia asta și a rămas așa. Gândiți-vă că
chestia era la tine în PC. Deci chestia era la tine în PC, dar nu, nu mai umbla nimeni la programul respectiv. Și atunci tu aveai, tu practic aveai keylogger în PC. Keylogger, nu știu, nu keylogger. Era un program care îți fura datele de utilizator. Era destul să stea acolo în PC. Dar cum ziceam, nu s-a mai ocupat nimeni de el și atunci nu i-a mai interesat pe nimeni. Mai pică o mașină? Nu mai pică o mașină, s-a terminat eventul. Ouăle încă au rămas, nu știu de ce. Nu știu de ce au rămas încă ouăle, dar nu mai pică. Oricum, bă, evenimentul e ok, dar e mort, într-un fel sau altul. Mort în sensul că aceleași evenimente ca de fiecare dată. Adică avem ouă magice, cum ziceam. Mergi, spargi metine, dai nouăle alea magice, te omoră de 5-6 ori, eu am pățit că eu mă duceam cu războinicul de 61, mă duceam în pădure, la alea de 90. Ce-mi place că CH-ul liber în map 1. Las că asta nu nimic, stai să vezi la un event de vrăjește. Nu mai brumi aici că te înjura că de ce ești în map 1. A, de fapt stai mă că tu ești la albaște, de fapt da, tu ești cu brumi acolo. La side-uri, bă, la side-uri e ok. E ok și mapona. Numai stă bămânușă tâlhar, din aia gen de, din joc dropată. Aia te pot ajuta eu dacă o să ai nevoie vreodată. Ventul de Crăciun a fost mai bun ca asta de Paște. În loc să evolueze și dropul a rămas mai slab. Cam dropul slăbește, nu se mai bunătățește. Se slăbește oricum. Pentru că am făcut... Deci ca să înțelegeți, am făcut un test odată la un eveniment de cele cu itemele astea 20 drop, asta era înainte să fac eu contentul ăsta cu Metin. Am bătut de pe un cont, tot de 61, am bătut cu iteme cu 20 drop, mănușă ucenic și mănușă site, plus mănușă joc. Și pe unul am bătut doar cu mănușă site și mănușă joc, fără iteme 20 drop. Da? Și care credeți că a fost randamentul dintre conturi? Vă spun, nu a fost mare. Deci să vă spun sincer, randamentul a fost de 87 sau 88, ceva, oricum pe acolo 90 de cufere. Mi-aduc bine aminte că am și mirat, bă, dar pentru atâta 20 drop. Care, gândiți-vă, cercei și brățară cu 20 drop, care trebuia să se simtă, trebuia să se simtă enorm. Da. Așa e. De asta... La unele chestii parcă dropul nu se simte, cum e la cioburi, da? Dau un exemplu, la cioburi am conturile alea care nu am tineri eroi pe ele, mănușe din aia tineri eroi, și am iteme cu 20 drop, dar pică greu. Fratele meu, pică greu, zici că bat, ești nebun, zici că bat fără mănușe site. Și bat numai cu mănușa din joc. Pică foarte rău. Bine, adevărul că evenimentul de Crăciun nu m-a interesat atât de mult unele evenimentele despre grupul de Discord acum. Brumi, la side-uri stau eu pe CH1, 35 și tu 246. Ah, deja faceți din asta agreement. Sau cum îi zice. Nu testament. Vă faceți contract, fiecare stă pe CH. Pe ce oameni. Da, de asta zic, nu mă mai interesează unele evenimente atât că mă interesează, mă refer pe perioada Crăciunului sau mai mult serverele temporare. Acolo e distracția. Hai, n-am apucat să iau ciobola. Acolo e mișto. Cât mă costă și pe mine un PC bun pentru live pe Metin cu două monitoare? Bă. Deci îți spun, Metinu, bine, adevărul e că, opa, mă vulag eu, PC-ul tău consumă memorie RAM, procesor și placă video. Monitoarele nu ți-ar consuma atâta de mult. Acum să fii serios, te joci un joc 2009 care are 60 de FPS-uri, jocul e blocat la 60 de FPS-uri. Și văd ce
scrie acolo pe grupul de Discord, make peace, not war. Asta. Nu te-ar trebui cine știe ce, bă, mă, nu știu ce fan ești tu, fan Intel, fan AMD, eu am trecut de pe Intel pe AMD, pentru că mi se pare că AMD o duce mult mai bine decât Intel-ul. Bine, oricum, Windows în general, tot ce înseamnă Windows, e caca. Na. Asta e ideea, nu te costă mult. Depinde și ce buget ai, pentru că nu îți trebuie cine știe ce pentru jocul ăsta. Chiar nu strâmbă. Bine, nu pot să zic că am un PC bun. Că dacă te uiți în descrierea canalului, eu am PC rachetă. Se colează. De asta vreau să zic. Bă, nu știu, dacă ai un buget, poți să faci calculator și cu 500 de euro. Bine, minim zic eu așa. Nu zic minim de 300-400. Eu zic 500, deci nici. Vorba aia, nici ca tine, nici ca mine. Între 4.545 n-am găsit nimic convenabil euro. 4.500 de euro? Deci te referi la 4.500 de euro între 4.500 și 5.500 de euro? Păi în banii aia cât faci navetă spațială. Păi depinde ce vrei să faci cu el. Dacă vrei să faci conte cu Metin, atunci nu cine știe ce. Dacă vrei un PC care este ducă la capacitate maximă, îți iei un 4080 din ăla Ti, din ăla 32 de giga cu 64 de giga RAM, dar 4500 de euro faci PC rachetă. Crede-mă că în banii aia faci PC rachetă. Eu nu o să faci unul, o să faci trei cu banii aia. Păi PC-ul meu cât? 1000 am dat pe el. Nici nu mai știu. 1000? Acolo. De asta zic. Bă, ceea ce mi-ar place, să avem influencer și pe Poli. Deci aia mi-ar place foarte mult. Pentru că pe Tiger Ghost avem Parfi, Number, la 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 și la la la, și așa mai departe. Pe Poli, pe cine avem? L-avem pe Yamba. Efectiv Yamba, eu cu Yamba, poate mai sunt și alții care fac. Nu știu, n-am descoperit eu. Dar nu știu. Îmi pare rău pentru că fie serverul lui, bine, serverul Poli și, mamă, nu mor aici, nu vreau să mor, mulțumesc. Serverul Poli și Tiger Ghost sunt asemănătoare, doar că pe Tiger Ghost intri cu invitație, dar în rest, eveniment, cum îi zice, șeful lumii, evenimentele side sunt la fel, drop iară la fel. În rest, nimic deosebit. Acum mă întreb pe mine. Doar că acolo, vai, că YouTuber, că există gradul ăla de YouTuber. Asta da tot. Bine, nu știu care e condiția să ai gradul ăla, pentru că... Mâine fac banii pentru jad. Mamă, așa repede faci banii. Și ce faci mâine? Că vezi că un jad full e cam 30 de von. Nu știu cum să-ți spun. Un jad din ăla folii 30 de voni, dragul meu. De unde scos 30 de voni? Chiar sunt curios. Ups. Mai am vânt că nu i-ai spart pe toți. Ia auzi. Nu-mi dai și mie 120.000. Bă, m-am gândit să duc aici niște conturi sus
și să mai duc alte conturi să le fac nivel 30 ca să le băgăm, să le bag în breastă pentru Donut XP. Donut XP. Pentru Donut să facem element. Că prinde bine să ai vreodată să bagi element odată și odată, pentru că vezi că nu știi când ai nevoie, când faci rost de ceva armă sau na, să bagi, să vinzi. Că mai scoci de acolo. Am băgat 130 de core la alchimie și n-am făcut niciun antic. Mamă, ai de capul meu, a ieșit rău. A ieșit chiar rău. Eu am băgat azi 200-205 și am făcut 3 rubine antice, 2 diamante, 2 jaduri, 2 sau un jad, nici mai știu, și un onyx și un granat și un safir. Sau 2 safire, nici mai știu. Cert e că am scos 3 rubine și 2 diamante, asta era cea mai important. Asta trimit eu astea. Le trimit eu iară pe Sura și uitați, așa mi se umple mie poșta pe celălalt cont. Hai mă, hai, 1, 2, 3, dă să mai trimit și 2 caca acolo să fie, așa, și ne mutăm pe alt caracter. Mai avem, mamă, ceasul. Tot ce ziceți? Ne oprim cu live aici și continuăm mâine seară? E târziu, e 2-3 noaptea, dacă fac 2-3 flăcări și 600 de călători, îmi iau un jad. Eu ți-am zis, inele de locondă, se fac bani, inele se fac bani. Aici am mânățeșele, mai aici am mai două ture, aici n-am mănușă, uite și aici am un cor. Așa pierd eu corurile. Așa găsesc eu core-urile în puii mei. Pe intru le iau rapid și ies. Atunci continui cu alt caracter și rămân aici uitate de lume. Le uit aici și mă trezesc într-o zi. Ăsta aici... Nu cred că încă... Nu, n-am uitat pe ăsta deloc încă. Mănuși avem încă o oră. Am un Sura level 90 full item, doar alchimie legendară, unde pot să dropesc pentru că la event în pădurea roșie la sfârșit. Acolo era pot. Acolo mai e ceva drop. Stai că am uitat ce am vrut să iau. Îmbunătățește un obiect. Sau un pădure în lung sam, iar la sfârșit, de fapt nu, acolo nu mai e drop. Care deja sunt nivel 70, am impresia ceva de ce nu, 60-70. Dar la 90 putea să, ți-am zis, poți să dropezi în pădurea roșie la sfârșit. Acolo e ok. Așa că, încă capul. Avem loc aici, hai că le fac, urcăm iar sus, nu, cred că le fac aici. De încât de repede pică. Mai mult de 250 cofere, nu fac cu iteme drop. Site. Adică, la ce te referi, că nu faci cu mănușa site, nu faci 250-400 de cofere? N-ai cum să nu faci. Trebuie să-ți iei mănușă din aia, din gen să-ți dropezi mănușă din joc. Și... ai drop mai bun. Bine, nu pune iteme 20 drop. Adică dacă ai, pune. Dar zic să nu prea am drop. Ai mai încercat să bați acolo? Atunci îți recomand altă opțiune. Caracter de 61. Pe schimbă. Schimbă la Sura tău.
Merg la un templu. Îți du-ți sura prima dată acolo să-l ții așa de formă, ca să nu vine cineva să te bată. Îl pui acolo într-o cameră. Nu-ți recomand să mergi în camera aia de sus, unde ești cei mai mulți mob, pentru că acolo n-ai șansă. Pentru că acolo stau aia care sunt un pic mai bazați. Mergi o cameră mai jos, două, trei camere mai jos, găsești loc. Găsești loc bunicel, stai acolo și bați acolo. Mamă, dar am luat league, bă, fratele meu, numai porile astea le-am luat. Bați acolo, ți-am zis, caracterul îl faci nivel 61, acum îl faci chiar repede, nu te chinui cine știe cât. Adică nu te chinui cine știe cât. Ar trebui să-l faci relativ repede. Și cu mănușă din asta site, mănușă tineri eroi, mănușă joc. Na, dacă ai și iteme cu 20 drop, atunci e bine. Te ajută și alea. Dar ți-am zis, diferența nu e foarte mare. Uitați, bucată de țesătură, astea erau preț. Eu le las pe jos, că nu mă pun să le adun și să le mută pe un cont pe altul, să mă chinui să ce. Ajutorul dragonului. Bine, mă. Mamă, bă, n-am intrat să citesc pe șaman, n-am dus biologul, n-am dus biologul pe ninja. Mamă, n-am făcut nimic. Ninja ăsta ce zice? Trebuie să ne ocupăm în următoarele clipuri, să vedem, facem ceva cu ninja-ul, că ninja-ul a rămas în urmă rău de tot. Hai să pun eu pe asta pe auto. Și să vă arăt și vouă. Deci ninja au rămas în urmă rău de tot, la modul că are curia o are, în rest are iteme cu vânt. Ninja era pregătit pentru... Uite aici am 9 citite. 8. Ninja era pregătit ca să facă level și chestii. A, văd că nu sunt aici itemele. Oricum are papuci din aia cu mobi. Cu 5 critică, un K500 PV, coif, cutu, avea pregătite destule. Eu vă las cu srub de obosit. Bine, noapte bună. Las contul să bată undeva. Noapte bună, noapte bună, somn ușor. Da, așa să vă arăt iară. Bunicu. Da, zic, contul a fost... Am uitat de existența lui de ninja. Trebuie să facem și ninja, să ne ocupăm un pic de el, să-l mai să facem și level, să ne apucăm să facem ceva cu el. Bine, gau, melee în general. De-aia am zis prima dată că vreau să fac level, vreau să pun iteme pe el. Să văd, pot să fac melee-ul, mi-ar trebui ceva mai mult. Ca alchimiare. Alchimia are mitic opacă, e ok. Mă, nu-i cine știe ce alchimia cât de full ea, dar s-ar descurca cu ce are. Chiar să descurcă cu ce are. Cum n-ale, avem pregătite armură, avem pregătite iteme, na, relativ pregătite. Mai trebuie da niște plusuri în ele, eu zic că nu-i cine știe ce aia. Cum n-ale, le zodiac, trebuie să le facem plus 8, că plus 7 acum. De așa mi-e puțin frică că o să investesc în alea numai dacă avem norocul și să iasă plus 8 din prima. Da, mici șanse. Chiar mici. Dar să sperăm. Speranța moare ultima. Speranța moare ultima. Mai facem tura asta de coruri. Vedem ce facem. Uite că pe ăsta pică relativ ok corurile. Chiar nu pot să mă plâng de dropul de pe răzbunicul ăsta. Mamă că a făcut bila, ești nebun. Mamă, dar ce crește, bă? Fii atent! Pe ăsta ești nebun? 9% a făcut. Bă, ce se întâmplă, mă? De când crește așa bine în DTO? Vedeți că am pus 0, 0,
Ăsta cum îi zice? 0.20 până acum, că am început cu 0.9. Ia. Mamă, bă, vedeți că am găsit loc de crescut. Am găsit loc de crescut, gata. Aici venim la 120 și facem level. Dăm și aia la breaslă, că nu avem nevoie de XP. Cărți rege, văd că pică. Trebuie să dăm și cu astea să le joc pe celelalte caractere, că iarăși câte două carduri dincolo, dincolo, două, dincolo, unu și așa mai departe și trebuie jucate. Oricum o să las eu contul să bată iară la carduri de timp. Să facă carduri. Trebuie să văd să mai pun un cont de pe undeva, trebuie să mai fac un cont din asta de 61. Se schimbă la ninja. Da, nu știu, mai văd, trebuie să văd. Aș vrea să bat mai multe conturi, că ar strica să fie mai multe cufere. Bine, uite un pergament cu omoară din ăsta. Rămul giganților. Eu oricum nu cred că rezist. Asta ce? Pergament cu omoară ce? Templu Enigma, luptă din interpretat din templu. Eu că am primit un din ăsta pentru Templu Enigma. Dar e ciudat că eu n-am mai văzut din ăsta de level mic până acum. Între 70 și 75 și 90. E fâs. Nu cred că pot să-l bag în depozit, așa-i? Dar oricum nu pot să-l fac, ce vorbesc. Nu care șansele să pici un pergament din ăsta. Chiar sunt curios care sunt șansele să picium. Uite, am terminat cu corurile aici. Ia zic, gata cu corurile. Oricum mai facem coruri și o să dăm în ele. Mine? N-avem mine TP. Bă, mai mere muzica. Avem așa ceva? Mere, mă. M-am gândit că s-a oprit, nici nu mi-am dat seama cum e mere. Mă, dragilor, cred că ați avut și cu live-ul. E târziu, e ora 1, 2, la voi, la voi 2, la mine e 1. Așa că vă pup, vă urez noapte bună, stai că nu văd chat. Vă pup, vă urez noapte bună. Până atunci vă las cu o mâță, nu e nicio mâță în spate acum, din păcate. Noapte bună, aveți grijă de voi, până data viitoare. Eu m-am dus, mă duc să dorm, nu mă duc să dorm. Hai, v-am pupat, noapte bună.